Așa, cine cunoaște Fibonacci? Toți cunoaște. În primul rând, da, aveți dreptate, toți ar trebui să cunoască Fibonacci, în toate persoanele care sunt aici, ori sunt trei de contrarial, ori pe demo, ori trebuie pe etapa de prag. Că nimeni nu vine care nu cunoască domeniul dat. Dar nu mai știi, poate cineva doar a folosit la prag, dar nu l-a folosit și nu știu ce înseamnă Fibonacci. Cum mai este numit Fibonacci? Instrumentul ăsta de Fibonacci. Miede de aur. Miede de aur, da? Miede de aur, corect. Dar ce este ce Fibonacci pentru un trader? Riglă. Da, cine a inventat Fibonacci? Facem un pic un scurt istoric. Noi mai departe vom cita despre niște Fibonacci care noi știi cunoașteți. Sunt mai multe categorii de Fibonacci. Este Fibonacci care? Care am studiat la practică? Expansiune, liniar. Da? Astea sunt două cele mai populare Fibonacci. Dar mai sunt Fibonacci, ați văzut în instrumentul Fibonacci, sunt mult mai multe sunt. Noi astăzi să ne axăm pe aceste două Fibonacci, după care trecem pe o strategie, pe un alt Fibonacci mai așa mai complex. Dar asta ne axăm întâi pe Fibonacci de date și în ce cazuri noi le folosim. Cineva cunoaște cum le-au auzit, le-am vorbit la etapa de practică, dar nu le-au folosit niciodată în tranzacționare. Orică nu le-au înțeles, orică le-au de lecție. Da, să facem un scurt istoric. Da? Poate asta nu este atât de, spunem, important pentru trader. Traderul oricum trebuie să facă bani, asta ce s-au poate folosi să facă profit. Dar nu știi istoria, nu face bani. Foarte corect. Să știm și istoria. Cine a inventat Fibonacci de dată? După numele de sfârșit. Da, corect. Și secolul numele de vremea lui Da Vinci. Da Vinci, da Vinci. Leonardo da Vinci. Da, Leonardo da Vinci, da. Și secolul, ce an? 1500, anii 1500. Aproape, corect. În 1170 el a fost născut. Leonardo din Pisa, Fibonacci îl cheamă pe urmă ca o a apărut. Cum traducem Fibonacci din italiană? Cunoaște? Fibo, asta e fiul. Naci, asta e de succes. Pe urmă a fost un fel de parecă a apărut nou ca un Leonardo Bigelow și mai departe. El primul, atunci în secolul acela, în 1170-1200, și fie de cifre au fost atunci? Țineți minte? Romani, da? 1, 2, 3, mai departe. Zero existau atunci? Cum credeți? Zero. Zero nu erau atunci. Nu erau. Și până la cifra de 9, atunci era cifrile. Fibonacci, Leonardo din Pisa, el primul a făcut studiile la Africa din Nord, în Alger. Și el a aflat despre cifrele arabice. Da, deja au apărut după adresul, deja au apărut cifrele arabice, Hindus arabic se numește, Hindus arabic. Și a scrie 1, 2, 3, 4, 0 și până la până la nesfârșit. Am mult și nu scriem Fibonacci, să zicem, da, și să spunem de istorie. Dacă s-au auzit, puteți știți în internet, puteți găsiți un fel de prima fel de problemă a fost despre iepuri. Problema despre iepuri. Ați găsit internet cum el într-o cameră a pus o pereche de iepuri. Interesant, unde istoria a fost. Într-o cameră. Camera este închisă, da? Și peste o lună ea naște câte o pereche. Și până la sfârșitul an, cât o să fie iepuri. Asta un fel de problemă a fost la un dan Ludwig, nu se minte care a fost o prima problemă, interesant. Găsiți internet, cum se poate de obținut rezultatul prin șirul lui Fibonacci. Ține minte, da? Cum lucrează la noi Fibonacci? Și este Fibonacci? 1, 2, 3, mai departe. 5, 8, 30, da? Mai departe? Parte ce lucrează? 21? 21? 34? 34? 55? Mai departe, bravo! Cunoaște! Până la nesfârșit. Ce sumă este între dinși, dacă noi împărțim, presupunem, 55? Da? Spui clar, la 34, cât o să fie? 31. La 31. Da. 1, 6, 1, 8. Așa și este la noi. Asta se numește miede de aur. Sau cifra lui Fibonacci, despre care nu ne-am văzut. Da, nu spus asta. Momentul cel mai interesant este felul următor. Fibonacci este un instrument sau un fenomen natural, da? Care se întâlnește în diferite domenii, în biologie, în astronomie, da? În diferite domenii, raportul dat se întâlnește. Da? Am văzut cum asta la pin, da? Conul la pin, tot se face după Fibonacci și multe alte. Da? Noi, dacă noi facem așa mâna,
Aici este un șerul Fibonacci. Aici este șerul Fibonacci. Întrebarea este felul următor. De ce Fibonacci lucrează pe piață? Da, el este un factor natural, un fenomen natural care lucrează în toate domeniile, da, matematică, știință și mai departe. De ce el lucrează și pe piață, cum credeți? După mie de viață, o să îți dă un răspuns oricare. Da, poate. De cum, de ce credeți că el lucrează și pe piață? Pentru că noi folosim pe piață și este important cine l-a introdus în momentul dat pe piață, pe piața, pe tranzacționare, cine cunoaște. Raportul de aur a fost recunoscut încă în secolul XIX de către Ion Cercetei, da, și a spus că asta este ca un fel de... Cine a implementat Fibonacci-le în tranzacționare? Cine cunoaște de drept? Implementat deja domnul Elliot, da, Ralph Nelson, a fost un matematician și inginer și deja pe urmă el implementat în trading. Da, domnul Elliot, puteți găsiți niște instrumente pe platforma noastră, da, MetaTrader 5, puteți găsiți niște, sunt acolo este Elliot, acolo este Elliot Arc, Elliot Valorile și mai departe. Și el primul, anul 1930, el primul a descoperit că în spate de folosit Fibonacci, în graficii noastre. Poate folosit și pe urmă a fost implementat. Și după ce, după dânsul, în test traderii, toți comercianții au început a implementa Fibonacci în graficile. Întâi a fost implementat în și piața atunci exista. Ține minte. În anii 1930. Asta după depresie, urmă de depresie, nu știu cum depresie. Da, depresie s-a început 29, când are concret, și până la 33. Asta e deja, el atunci a implementat. Piață, în 1930, piața atunci exista. Oameni, după ce au părăcit, parcă e și piață. Piața de bărfă. Piața de capital. Atunci era și atunci a fost implementat Fibonacci, piața de capital. Ca și acum, piața de capital lucrează foarte activ și noi Fibonacci implementăm și piața de capital. Piața de valutare, noi tot vă arătăm astăzi în spate de implementație. Este un nou Fibonacci, care ei, așa, oameni știe despre 6 Fibonacci. 6 Fibonacci. Noi cunoaștem despre 2 Fibonacci, da? De care? Că trebuie... Foarte bine, da, este liniar și expresiune. Noi le cunoaștem cum spate folosit, am nu spate cu trebuie. Cineva nu folosește, da? Fibonacci, da, dar cineva nu folosește. Cum ați acasă, cât majoritatea să folosească Fibonacci? Cine folosește într-adevăr? Nu cu auzit sau cunoaște, dar îl folosește des pe piață. Liniar și expansiune. Liniar și expansiune. De care să mă mai... Foarte puțin folosește Fibonacci. Care este motivul de ce traderii nu folosesc Fibonacci? Trebuie să înțeleg concret de unde se încep, adică unde e punctul de început și unde e punctul de sfârșit. Adică eu nu pot dau seama unde e moment ăștia. Asta la mine. Nu se poziționează cu ea. Da. Alții n-au pot, ca moment de intrare, n-au pot identifica când este moment de intrare pe Fibonacci. Mulți încurcă, mulți grăbesc și iau stop loss-uri. Evident că noi suntem azi toate momentele date, cum să ne lucrăm și unde noi să dăm pe piață cu ea ca să avem un rezultat dorit. Acum, noi să începem a discuta despre Fibonacci, istoria e clară în linii generale, cum a fost inventat, cum a folosit, de ce lucrează pe piață, din cauza că pe piață toți sunt oameni. Și evident, iarăși este fenomenul acesta natural și lucrează, într-adevăr, media aceasta de aur pe piață. Asta începem cu Fibonacci linear. Cine reprezintă nou Fibonacci linear? Cine arată nou Fibonacci linear? Haideți, dumneavoastră toți cunoașteți la practic. Ce măsoară Fibonacci linear? Nivelul de respingere încă. Corecția, da? Înălțimea corecției. Adâncimea corecției, da? Ne măsoară nouă corecția. Pentru cine ne trebuie nouă ca să măsurăm corecția dată? Corect, ca să vedem că se începe impulsul. Impulsul, da. Când cel mai des folosești Fibonacci linear? E că este un moment foarte important care traderii nu au înțeles. De ce? Fibonacci linear nu trebuie folosit tot timpul. Da? Nu, iarăși, după orice care și impuls. Pentru că uneori te duci în eroare când am folosit după oricare impuls corecție. De ce? Când cel mai bine, după părerea dumneavoastră, se folosește Fibonacci linii. Corect. E că din practică, dumneavoastră, când ați tranzacționat, ce e perioada aici?
inițiază impulsul. Așa. Și respectiv cu un cec corect. Da, dar sunt cazuri când noi cu ajutorul altor instrumente identificăm cât ați duc corect, cu ajutorul cărui instrument. E ca în situația dată. S-a întâmplat asta de multe ori să împrac gimnații, când pasați de bănaci, dacă noi avem canalul de tren. Avem canalul de stabilit, canalul de tren, da? Noi putem să folosim fibonacci canalul de tren? Da. Ar putea. Numai că ce se întâmplă? Când folosim fibonacci canalul de tren, linia 78 sau 50 se lovește exact în canal, în linia de sport și rezistență. Și evident că pentru trader, ori folosești fibonacci, ori folosești linia de tren, de ce ești? Situația. De regulă, traderul ce nu folosesc fibonacci liniar. Unde cel mai bine fibonacci liniar se reprezintă, e clar că le măsoară nouă corecție, dar că corecția dată poate fi măsurată și prin alte instrumente, mai ușor. Mănânțe, dar vreau să rog, dar nu-i scaun. Deci, că de obicei noi așteptăm pentru de implementa fibonacci liniar, da? Noi așteptăm sfârșitul trendului. Sfârșitul trendului. Că deja nouă minute, da? Impulsul nostru a fost ca la urmă și pe urmă e un nou unit maxim aici. Și deja pentru noi este ca un semnal. Și va se întâmplă un lucru. Și pe urmă ea formează, presupunem, figură. De care figură formează la sfârșitul, da? Figură de schimb. Dubăl gând sau presupunem cap și umeri formează, da? Mai puțin aici. Cap și umeri aici. Așa. Deci, băieți, doamne, dar am început să vă spui, da? Da, continuați. Aici, când merge trendul ok, când merge pe tendință, noi fibonacci liniar, el ne dă nouă informație, ne ajută, doar că noi ne urmărim după nivelul de trend, rezistență și sport, independență de care trend avem. Când cel mai efectiv folosești fibonacci linii? Atunci când avem schimbare de tendință, atunci cel mai bine se reprezintă fibonacci liniar, fiindcă de ce? Pentru că noi nu avem un canal de trend bine stabilit. Da? Adică avem aici... trendul nostru, crescător, avem impulsul, corecția, impuls, iar corecție, faci o corecție mai adânc, formează o figură de schimb. Da? Evident că noi, tranzacționând după, dacă plasăm Fibonacci aici, a să vedeți acasă, să testați, să vedeți tot numerești de o dată, ori 32, ori 50, ori 61. Adică nu are rost folosit Fibonacci, mai mult ați vă încurcat, să pui mult pe grafic, multe linii și a să le încurcat. Când cel mai bine să folosești Fibonacci linii? Atunci când este figură de schimb. Și tot timpul recomand traderul să folosească cu caz de date, pentru că aici cel mai bine se reprezintă. Deja cum în cazul figură de schimb, noi toți cunoaștem, da? Am plasat linia gâtului, străbaterea linia gâtului. Cât s-a dus în jos? 70%. Adică noi păsăm take profitul la 70%. Cât va merge piața jos, deja vom vedea. 70, 80, 90, 100 ceva de procente, nu contează. Evident că să fie un impuls puternic în jos. Aici apare întrebarea, cât prețul nostru o să crească în sus? Da? E că anume, în situații date, aici cel mai productiv este Fibonacci linii și recomand traderilor aici să-l folosească când nu au stabilit un trend. Da? Atunci când nu e stabilit trendul, aici e foarte greu să stabilești cât a să fie corecția de mare, cât adânc a să fie corecția noastră. Și evident că aici putem pasa Fibonacci linii. Cum corecți pasați Fibonacci linii? Cum corecți pasați Fibonacci linii? Din tot cât impulsul. Așa, cât impulsul, da? Durata impulsului, da. Foarte corect. Mulți traderi le vine greu să plaseze Fibonacci pe piață. O recomandare care vă dau eu pentru traderi începători, dacă în perioada de H1 e dificil să plasați Fibonacci, plasați-l în perioada de H4. Mult mai ușor ați vă deprindeți, lucrați în H4, după care îți vă transferați în H1. De ce traderului îi vine greu să plaseze Fibonacci linii în perioada de H1 și în perioada de H4? Da? Și chiar și H4 devine un pic dificil, fiindcă uneori piața noi o desenăm teoretic ca o linie, dar iarăși este așa mișcare, da? Unde este un impuls, da? Și unde se plasează Fibonacci? De aici până aici sau de aici până aici, da? Adică unde cum se plasează eu Fibonacci dat? Și mă duce în eroare. Asta în H1 mai mult se reprezintă, adică așa mișcare, da? Impulsul dat se vede ca o mică creștere, corecție, mică creștere, corecție. În H4 mi-e ușor a zăbi. Dar eu tot timpul spun traderul, cum noi identificăm că s-a finisat impulsul și să începe o corecție? E că cum noi înțelegem că s-a finisat impulsul dat și să începe o corecție?
că aici să fie clar și cum sper să fie bănaci. E cum eu înțeleg că aici o să fie nesat. Posibil de mai departe să crească așa, în jos. Tot Fibonacci nu e o fără. Nu, de ce? Nu putem spune mai și Fibonacci, dar el să crească urmarea avut pe care mai departe ducă în jos. Da? Care este confirmarea noastră? Care este anume confirmarea noastră că vreți mai departe să duci în corect? 50 puncte. 50 puncte, da? Dar uneori îți primești că faci o lumânare de 50 puncte și noi ce? Asta e confirmarea noastră. La valută. La valută, da. Vorbesc despre ei trivalutare. Care ar fi confirmarea noastră aici? 53 spre etor. Nu, 3 spre etor sau independență, da? Eu, din literatură, am citit în felul următor. E dificil, într-adevăr, aici să stabilești care este, cum se schimbă direcția, da? Din impuls incorrect, din impuls incorrect și invers. Dar cel mai ușor ar fi să urmăriți lumânările. Noi, primul semnal ar fi că se schimbă din impuls în corecție când sunt reprezentate cea două lumânări albe, una lângă alta. Da? Adică două albe, una lângă alta. În H4? În H1 vorbim. H4 trebuie să vedem mai clar impulsul dat, dar vorbim de H1, dar și din H4 tot ar fi aceeași situație. Și în DL tot ar fi aceeași situație. Vorbim de toate time frame-uri. Dar dacă acum ne exemplu H1. Asta nu înseamnă că 100% piața se ducă în corecție acum, da? Dar asta este primul semnal că piața, deci vedem lumânări negre, formează două lumânări albe, este primul semnal că se începe o corecție. Traderul ce trebuie să înțeleagă, cumpărătorii aduc, iarăși, e o putere, da? Prin la putere. E clar cu momentul de schimb, da? Apătează câte puncte, da? Nu, dar oricum nu poate să fie un punct, două, n-a să fie niște lumânări dojo sau ceva. Dacă e dojo, evident că nu se schimb de tendință. Lumânările date să fie evident 10-15 puncte independență de valută. De exemplu, pe australian sau pe cec așa, să fie mai mici. Pe alte mai volatile, să fie mai multe puncte. Și eu sunt părerea că aici se include aceleași regula dumneavoastră 10-15 puncte. Nu este două lumânări. Da? Momentul care trebuie să fie două lumânări albe una lângă alta, nu trebuie să fie una albă, una neagră. Asta nu este schimb de impuls în corecție, trebuie să fie una lângă alta. Și evident invers, când este din crescător, în descrescător, evident trebuie să fie două lumânări negri, una lângă alta. Asta este primul semnal. Pentru că, într-adevăr, este dificil, dacă nu este și un nivel sau nu este ceva, evident traderul e dificil să vadă unde se înesază corecția. Unde se începe corecție. Mai este încă un instrument care ne ajută pe noi să stabilim corecție, deja traderii care au un pic de experiență îl pot prinde. Care instrument, tot Fibonacci, stabilim cât se schimbă corecție. Cât se începe corecție. Este următorul instrument, Fibonacci expansiune. Noi dacă știm, dacă punem corecție Fibonacci expansiune, corecția se începe într-un nivel aici. Da, nivelul 100, acum și ați explic, la final să fie clar toate punctele date. Dar la început, orientați pe lumânări. Așa. E clar cum se schimbă corecția. Acum, cum plasăm noi Fibonacci linii? În primul rând, să înțelegem că Fibonacci linii, cum a spus și doamna, se plasează de la începutul impulsului, de unde se începe el, și inclusiv și umbrele. Dar sunt mai multe, tot timpul sunt grupate în două tăbări, care spune de corp, care spune de umbră. Eu sunt un trader care plasează Fibonacci de pe vârful maxim a umbrei, pe vârful minim. Da? Vreți plasați-l așa, vreți plasați-l pe corp. Nu tare mult schimbă rolul, dar evident că sunt careva momente. Adică noi Fibonacci îl plasăm. Îl plasăm de la începutul, de punctul A, da, de aici, până în punctul B, de exemplu, este un graf. Da? Îl plasăm Fibonacci-le aici și evident că nu li se înseamnă careva nivel. Nivelul 100, nivelul 61, nivelul care? 50. 238, eu tot timpul încurcă. Eu de când tranzacționez, tot timpul încurcă pe 38 și 2 sau 32 și 8. Păi 36. Nu, 37. 37 și 2. 38 și 2. Și 2? Și 23 și 6. Și 0. Și 0. Așa. Se plasează nivelul de bani. Care e cel mai puternic nivel al Fibonacci? 61. 61 și 8. Da? Este cel mai puternic nivel. Evident, pentru trader ar fi cel mai perfect ca piața ce să facă. Să crească până în nivel de aici, să facă ceva corecția, să crească până în nivel, s-o lovit. Și dacă mai faci o scutea căzătoare aici, da? Aici se poate intra că e zbulumă.
Da, de 18. Și fiecare nivel adăugăm, Da, foarte corect. Evident, pe creierea să fie cel mai combinabil. O jos fix în pod, dar mai sus de pod nu ați pot duci în jos. Asta e cel mai ușor pentru creierea și cel mai bun intrare. Că, natural, în cazul a fost ieri așa intrare în piață. Vă schiți ce a înțeles în acolo caz ieri? Nu, dar ce trebuie să înțeles? Despre să fie ce despre aur. Am ușor un citat spre toate vechile. Asta ar fi cea mai ușoară variantă. Când părița noastră crește, se lovește din nivel și cade mai departe jos. Dacă noi știm că piața uneori nu ne încearcă, ne de la provocare. Ce se întâmplă aici la trader? Eu să șterg o pic asta. În primul rând, noi să înțelegem un lucru, că anumite Fibonacci linii, ce problemă ne rezolvă nouă? Cine are problemă cu intrarea de vreme pe piață? Da. Dar să sincer și tot am eu când am început să transacționez, prima lună, având o lună, spunem, cu multe experimente, în final am ajuns într-o profit atât de mare care l-a așteptat. Ce faci traderul ca să, în prima lună, primul rând, ce faci traderul fiecare săptămână vine, da? Analizează tranzacții. Pentru că analizând tranzacții, des greșele te. Înlătru greșeli, iei profit. Și, în final, rezultatele sunt. Trader cel mai des, într-adevăr, și asta este problema traderului cel mai des, intrare. De vreme sau prea târziu. Anume Fibonacci linii ajută la rezolvarea problemei date. Fibonacci linii. Rezolvă problema cu intrarea de vreme și intrarea de șer, târziu. Ce înseamnă intrarea de vreme? Adică a fost impulsul, adică este impulsul dat, da? Mișcarea dată, sau ce mai accentuat. Noi unii bucurăm tendința de descrescătoare, nu avem răbdare să fac corecția, dar corecția nu știm că e din următor corecție. Face o creștere, și mă zice, parcă și o cădere și nu îți formează impresia că ce? Păi departe s-a început un nou impuls. Da? Și eu ce fac? Deci schid său. Schidem său, deci, da? Că noi, parcă gata, e că se părăște impulsul, noi așteptăm impulsul, noi transusăm pe direcție, direcție corect sau, da? Numai că eu de vreme am intrat aici. De ce? Pentru că corecția nu știm că în final poate să fie așa. Și am să ajung aici, da? Și noi deschidem său, poate merg 2-3 puncte profit și mai departe duci în sus. Și of, iar piața asta, de merge potriva mea și tot așa mai departe. Aici, în cazul că noi deschidem tranzacția aici, noi sunt situații când ne slăbește chiar din nivelul ăsta sau din nivelul 2-3-6. A fost cazul că corecția a fost așa de scurtă. S-a lovit din nivel și s-a pune mai departe jos. A folosit și Fibonacci, a văzut 2-3-6 ca nivel puternic. Este. Da, când se întâmplă ca așa situație? Când din primul impuls. Deci este momentul dat pe care eu vreau să-l înțelegeți. Corecție, cum lucrează el. Cerebrul corecție se începe așa. Ca psihologie pe piață. Și asta să înțelegeți fără Fibonacci să se lucrează. Este impulsul. Ce înseamnă impuls? Asta e primul impuls, că după figură de schimb, primul impuls. Vânzătorii sunt puternici, cumpărătorii și cât așa. Ca nimic. E greșit să fie și corecție micuță. Următorul. Vânzătorii tot sunt puternici, dar am și cumpărătorii sunt mai mulți. Corecție mai mare. A treia, vânzătorii sunt mai puțini, cumpărătorii deja sunt mai mulți. Și corecție mai mare. Și a patra oară se formează figură de schimb. Ca psihologie. Și de regulă primul impuls care se formează pe piață, cum a fost pe GBP, pe euro, da? Când se forma primul impuls, corecția a fost foarte micuță acolo. A fost până la 23,6, mai departe în jos. Și cine a reușit, a intrat, cine nu a intrat. De ce? Fiindcă primul impuls, vânzătorii sunt puternici, sunt motivați de a vinde, ca și traderul începător. E motivat să schide tranzacții, schide multe tranzacții și e mulți sufrose. Anume, situația asta se întâmplă piață. Cumpărătorul îl rupe ta dată. Și prin sunt cazuri că nivelul 23-6 este nivel puternic. Și nu este centrale rău. Principalul că e pe direcție corect. Dar ce trebuie să fac traderul în caz de a ține să alege? Pentru tot ține să alege. Am văzut, de exemplu, o acoperire pe negru, am văzut indicatorul, ne-au dat de să alege. Ce facem aici? Cine mi-a ajutat în ultimul Fibonacci linii? Să o închidem la zero? Nu. Nu putem să o închidem la zero, dar care este iasul și ce să câștigăm noi din asta? Cam Chris s-a făcut un lot. Să facem adăugări? Noi, ca de exemplu, am schis de aici și preț faci pop, duci mai departe în sus. Ce trebuie să fac eu, în primul rând? Stop loss sau bani? Unde să-i plasați stop loss-ul aici? Deci eu zic zâmă aici. Mai sus de nivelul 23, dacă eu vreau să răbați, înseamnă... Mai sus de nivelul ăsta? Aici? Stop-loss-ul. Mai sus de 61. Unde e stop-loss-ul? Vreau să e stop-loss-ul? Nu e stop-loss-ul. Unii corecte trebuie să fie plasat stop-loss-ul cu ajutorul Fibonacci. Mai sus de 61. Foarte corect.
Noi tot timpul trebuie să punem focus aici, mai sus 20-20 de puncte de nivelul 61-8. Chiar dacă deschidem noi de vreme, numai că nu, și când e ca traderul, trebuie să fac așa, așa trebuie să pui stop-loss-ul aici, și el când calculează, deschide sell de aici, stop-loss-ul pune aici, el uneori nici a deschide sell de aici. Dar dacă deschide sell de aici, ori deschide cu volum mai mare, pentru că noi nu-mi permite să pui stop-loss-ul așa de mare. Dar corect, stop-loss-ul trebuie să fie aici pus. În orice caz, de unii mi-ar nu s-ar lovi piața, stop-loss-ul trebuie să fie strasat sus. Aici. Totodată și în bani, da. Ia stai și nimeni, știi cum ești, știi sau așa de aici. Ce se întâmplă aici? Fibonacci linii n-ați vă ajute ca să nu intrați de vreme. Dar trader ce faci? Cum a spus dumneavoastră? Deschide sell de aici și pune stop loss-ul, de exemplu, 50 puncte. Și îl pune că aici este 50 puncte. Nu, el poate să facă așa și să pornească, să pălească 38 și 2 scade în jos, dar poate chiar să pună 68. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă la mine, ce se întâmplă la trader care eu cu timp respond? Se activează stop loss-ul aici, ca să nu se activează stop loss-ul aici. El poate să mai deschide și un salon. Iar pune stop loss pe aici. El activează și pe a doilea stop loss și la treia oară, că ei nu se opun trader și unde nu mai deschide tranzacții. Și se demoralizează. Și nu mai crește leac, nu deschide sell și crește pornește nou impuls. Deja zice că ei, dar mai prieteni, zi? Și gata, nu mai zice să turnează tranzacții și așa mie, nu sunt toate săptămâna să-mi dus pe apa sămbătii. E că nume așa lucrează și psihologie pe piață. De ce noi trebuie să ne orientăm ca stop-loss-ul tot timpul să fie mai sus de nivelul 68, indiferent unde am pune noi, bine am deschide tranzacții. Indiferent la, la care nivel noi deschidem. Acum vom discuta și de nivele, cum deschidem corect la nivel, în afară de situația când ne-am ajuns în 68 și se întoarce în afară. Asta, dar ce mi-e simplu. Dar ce facem în restul cazului, da? Și că numai aici ne ajută noi să nu intrăm de vreme pe piață. Domnul Vitalie, noastră? Eu când continuați cu special. Acum nu mai departe? Aici, da, eu trebuie să folosesc, da, momentul de adăugări și înghiere, da? E și să da? Sau încă de vreme. Acum de vreme, da? De vreme. Dar să ținăm încă o dată de Fibonacci. E mai mare ca să fie clar, e clar cu stop loss. Da. În primul și în primul rând, nouă ne rate și repetiația stop loss, unde spune noi stop loss corect. Nici într-un caz n-ar pune spre jos de 68 sau în 50, pentru că poate să lovi de mijloc. Nu. El poate cu umbră, să ajungă până la 61-8, zic mai departe în sau. Stop loss tot timpul să fie mai sus aici. Aici e zona noastră. Evident că în teorie, cum a spus domnul, cum vă spune asta? Ioan? Grigore. La nivelul 100, da? De asta spune la nivelul 100, da? Sau cine a spus? Ce am spus la nivelul 100, da? Într-adevăr, ar fi corect uneori să pune la nivelul 100, fiindcă schimbul de tendință, uneori Fibonacci trebuie să ne fixăm că schimbă de prețul. Când străbate nivelul 100, știți că s-a schimbat, pe așa să fie figură de schimbă. Ce se întâmplă aici? General, ce înseamnă figură de schimb? Da? E că ai avut un impuls, și în loc de corecție se formează două impulsuri, se întâlnesc două impulsuri și ele sunt cam egale. Evident, nivelul 100 este aici, da? Dacă este 100. Dacă este impuls, este 0 nivel și este 100. Evident că aici e nivelul 100, dacă străbate 100, evident, deja am uit punctul maxim și evident că este figură de schimb. Ar fi, într-o mai cantură, logic să-l punem aici, dar că îl primești prea mare stop loss, da? Îl punem după nivelul 61-8. Ok, da să-l țin Fibonacci mai mare și discutăm despre cum noi intrăm pe piață, când deschidem tranzacții și care sunt modalitățile. Stop loss-ul ne-a clarificat, să dăm cu intrare. Eu să țin tot ca descrescător, să spun nivelul 100. 0. 61-8. Nivelul 50. Nivelul 38. Eu tot timpul cu plus, sincer, sunt eu. Zic 38 și 2 și 38. Nu, 38. Iar, și asta bani ne-a dus și deci e atât de important. Avem Fibonacci. A fost impulsul, se începe corecția aici. Da? S-a început corecția noastră. Noi știm că de la orice nivel prețul poate să întoarcă, să ducă în jos. Evident că teoretic și practic ar fi cel mai ușor și cel mai bine de tranzacționat în felul următor. Când linia, prețul străbate un nivel, noi ne orientăm la deschiderea tranzacției atunci când el, de exemplu, străbate 23.6, să-l deschidem când el a străbate 0. Eu tot timpul recomand, în cazul cu 23.6, când străbate nivelul 0. De ce când străbate nivelul 0? Fiindcă dacă el străbate nivelul 0 aici, este punctul meu care?
Rec? Ai pulsul meu. Odată ce nu ești punctul minim, eu știu că eu mai departe, duc mai departe să. Eu să, de la nivelul 236, pentru că în situația asta, eu recomand nicădici să. De la străbate, nivelul 0. De ce? Fiindcă aici posibil să fie impulsul cum finisat, este posibil să fie cum a fost pe NZD acum recent, faptul s-a început corecția și a fost trebuitul punctul minim. Ați văzut, da? Deci că sunt spații de genul dat. Și că anume eu, de la nivelul 236, străbaterea nivelul 0. Când străbate nivelul 0 și iarăși cum străbate, Victor, repet la 3, deci le spun, cum mi-e, ce înseamnă străbaterea? Străbaterea, ce înseamnă? Se închide lunarea mai jos de nivel. Închiderea lumării, nu lunarea cum este deschisă, traderul rău deschide său. În H1, da, vorbim de H1. Deci lunarea să fie închisă, s-a închis lunarea, se deschide asta, după care ce său. Nu lunarea este activă, de său, deschide său și trebuie să faci copt și să faci în șocan aici. Înseamnă la fiecare oră, dar... Da, la fiecare oră, da, dacă vorbim de H1, la fiecare oră. De ce? Fiindcă asta, de exemplu, e că e ora, de exemplu, 12, da, și 40. Eu vede o străbatere, deschide său, trade. Și pe să-și corp și se închide aici. Și figura asta se numește ciocan. Și ei respinge pe nivel și mai departe de sus. Și simplu încercat prețul minim vânzător. Și mai departe se ies cu plus. Da? Și iar eu am făcut ceva greșit. Nu. Simplu intrarea este incorrectă. Străbatere se închide, anume de străbatere vorbesc. Nu? În rest, deschide la orice tranzacție când doriți dumneavoastră. Dar cel mai bine când s-a închis lunarea și ați înțeles și cu lunarea ce e. Că e ciocan, că e stea, că e din gățări, că e străbat și mai departe. E clar aici cum se închide tranzacția. Străbatere nivelul 0. Spre exemplu, corecția crește în sus, la nivelul 382. Când deschide noi său? Nu, dacă s-a întrebătut nivelul dat și prețul crește jos. Și chiar formează și o figură, o acoperire cu lor negru, da? Să-l deschidem de la nivelul 236 când îl străbate. Iarăși când îl străbate nivelul dat. Și se închide lunarea. Și se închide lunarea. Cel mai important este lunarea să fie închisă, anume la străbate de nivel. 70% din traderi o dau în bară, numai că se grebesc să deschide tranzacții, cam nu pierd. Da, sunt cazuri și recunosc că este asta, că e că este nivelul și este doilea nivel. Și când faci o fiber lunare, se închide cât mai aici. Și eu dar nu pot să am slovit în estant nivel, da? 40 de puncte mari cu 30-40 de puncte sau rămâne vreo 20 de puncte, așa, rămâne până aici, da? Și mai bine să dăm aici la străbatere și asta. Dar aici sunt de riscuri că au fi ca nivel de dispor și duc mai departe în bani. Deci așteptați mai bine să închidă lumânarea și deschideți tranzacția. Mai departe, evident, exact ce situație la toate. Dacă se lovește nivelul 50, nu deschide nicio lumânarea său. Evident, deja nivelul 50, nivelul 68, e mai simplu. De ce e mai simplu pentru trader? Pentru că el stop loss-ul, dacă îl pune sus, imită lui stop loss-ul. E ok. Faptul că două nivele, da? Și nu atât îl afectează pe dânsul. Cel mai greu trader îl deschide tranzacții de aici. Să, impulsul nostru așa. Impulsul nostru e în jos. Și asta e corecție. Impulsul, corecția. Că e impulsul, că noi plasăm Fibonacci pe impuls, nivelul 100 e sus, nivelul 0 e jos. Da, să dacă ținăm invers, să vedem cum invers, să fie clar cum scot. Asta e corect. Asta este impulsul, asta e corect. Și are aici impuls. Da? Dacă îi dăm pe Fibonacci, ne ajută de cum se deschide, de unde se deschide. Da, nu mă nici ne depistăm Fibonacci, așa că are impuls. Da, noi așteptăm momentul de intrare într-un nou impuls. Noi așteptăm nou impuls, așteptăm, stăm și retrăim când se pornește un nou impuls. Să lovească de nivelul dat. Ca să știți, că tare prima, asta două idei care vă spun acum de unde se deschide său, nu e atât de importantă. Cel mai important e aici. Știți? Cel mai important este chestia cu plasarea stop loss-ului. Că intrăm de aici, că intrăm de aici, că intrăm de aici, că nu are important unde ne intrăm, stop loss-ul să fie plasat aici. Dar dacă suntem aproape din nivelul 50, puteam să scriu stop loss-ul de deam. Da, fiindcă ce? Fiindcă micșorează distanța asta, da? E cel mai greu să schizi de aici psihologic, fiindcă îți pui stop loss-ul în bot în momentul, da? Evident că cel mai ușor e de aici să schizi tranzacție, îți pui stop loss-ul, poate nici mai puțin decât 30%, decât 5%, da? Poate nici 5% în costă. Evident că cea mai ușoară intrare, când ai găsit-o lovit de aici, a făcut ceva, o combinație de lumânări, deci e evident iară său. Cred că iară său. În concluzie, tranzacții de vânzare sau de cumpărare pe Fibonacci tot timpul deschidem de la respingerea nivelului de mai jos. Adică nu deschidem direct din nivel, s-o lovit din nivel, noi deschidem său. Tot timpul lăsați o rezervă,
ca el scadă jos, îți schimbi tranzacții de vânzare. Să fii străbătut. Să fii străbătut, foarte corect. Trader trebuie să înțeleagă asta. Nu vă grăbiți, nu vă locomiți pe piață, nu încercați repede să prindeți 2 euro odată, că eu mă repede, că uneori asta merge, dar uneori asta nu merge. Deci așteptați, prindeți încredere și deschideți său. E ca și domnul Vitalia să discute noi despre metoda adăugării, pentru că anume Fibonacci și mie dat, ne ajută pe noi să folosim metoda adăugării. Eu azi vorbesc cu de metoda medieri și încă de lacă. Dar tot Fibonacci, cum poate și din lacă Fibonacci. Tot vă spune foarte mult. Metoda adăugării, da? Da, da, metoda adăugării. Vreau să vorbim despre metoda adăugării. Cunoați, dar este metoda adăugării. Da. Este al trecut la cursul de bază, metoda adăugării, da? Da. Și reprezintă metoda adăugării. Noi adăugăm ceva permanent, adăugăm, da? Asta e ca la... Eu o să vă dau acum lista dată unde scris numele, prenumele. Cine e de la Alexandrie? Scriu Alexandrie sau Alex sau nu știu cum acolo. Atom scriu Atom. Cine nu e bun de Facebook, lasă loc liber, bine? Sau de pe alte surse. Metoda adăugării. Noi deja cunoaștem. Metoda adăugării reprezintă permanent ceva, noi le adăugăm, da? Ca de obicei adăugăm, adăugăm ca exemplu, da? Presupunem, cum ați desenat aici domnul Cristi, aici cel noi ne-am intrat, da? Este? Da. Ne-am intrat. Aici undeva la noi stop loss, da? Noi deja aici stop loss, da? Noi ne-am înțeles. Aici cel. Fiecare nivel la Fibonacci, care le prezint aici, noi adăugăm câte un cel. O străbătut nivelul, iar încă o cel. Cel dai toate pe cel stop, da, desigur, desigur, cum credeți? Da. Cel stop punem, desigur, asta e foarte bună metodă. Da. Momentul care, că aici evident când stați în fața călătorului, poate cineva are posibilitatea asta să stai în fața călătorului tot ziua, eu zic, nu am, poate cineva tot mai are careva afaceri, care are alte hobby, ocupații, și nu poți stai și spândești că la fiecare 2-3 ore poate străbate un nivel. Ce poate face trăduși? Pasați o ori de nămânat. Evident că știți și domnul Vitalie, dar este o... Eu am așteptat să spuneți asta, să lăsați ordinea de foarte... Ordinea amânat, de la nivel, cam la câte puncte spuneți? Evident, datorează mult la impulsul care, dacă impulsul micuț și diapazonul este micuț, dacă impulsul e mare și diapazonul este mare. Evident că undeva 5-10 puncte de la nivel... Da? Da. De ce? Pentru că uneori diapazonul dat poate fi de 30 de puncte aici. Adică între nivel este de 30 de puncte, uneori și 50 puncte ies. În ultimul rând, eu fac pe străbate, activează self-stop-ul, și o pistă înapoi. Eu să spun la urmă, în urmă situație, un trader care mi-a dat o lecție și mi-a dat niște rezultate, nu că greșesc, dar ce se întâmplă în situația dată, și că un trader a înțeleg, ieși și am rezultat, nu ieși, întâmplă această rezultate care le are, cu metoda adăugării, cât e de banal și cât e de simplu, dar ce rezultate aduce o strategie. Nu e strategie, nu nimic, nu ați cunoașteți asta, pur și simplu planul dumneavoastră altele și vrem tot deodată să primim. Și că acum și pe metoda adăugării, după ce spui și domnul Vitalie, zic ce o folosit trei deodată și cât e eficient. Dar nu e pot întrebare? Da. Dacă la timp sau nu, de exemplu, trend stop-ul. El doar se duce cât se duce, dacă deschide un alt după alta, da? Dar pe momentul dacă chiar se întoarce, primești noi nu încasăm nimic. Dar pentru ce se plasamește trend stop-ul? Pentru că în cazul în care se întoarce... Nu ai ieșit într-o fiecare self-stop de pasat trailing stop. Dacă sunteți cu călători permanent, presupunem... Primul rând, trailing stop-ul nu lucrează, nu știu ce de-am spus. Eu lucrează numai cu bine. Eu vă spun. Asta ne-a spus, da. Eu închid calculatorul și el la mine lucrează. Eu nu știu, eu îmi stâng, da, pun, eu plasez, eu spun. Cu Windows, că este lucrează Windows în asta. Dacă ați închis, gata, prins tot. Exact așa a spus. Nu, eu vă demonstrez, că eu îl aduc amul de acasă. El e închis și eu vă arăt că la mine s-a închis în trailing stop. Eu vă cred, poate merge. Eu am încercat, nu ești. Poate hibernare. Nu este așa ceva. Nu este așa ceva. Vă spun că el nu lucrează. Nu, logic ar fi că el nu lucrează. La mine așa. De ce? Bun, fizică. El trage tot plusul după preț. Dacă nu este conexiune și platforma nu e pornită, care preț? Unde e preț? Unde știi prețul? Da? El este activ atât cât platforma este pornită și este conexiune la internet. El vede prețul. Dacă el nu vede preț și nu este internet, cum poți să meargă internetul? Poate hibernare. Nu, poate să dezi 2% din cercele din cauza. Nu, domnul Ghenadi a spus altru. Eu chiar am sănit și azi discutem. Asta se face, chiar eu vreau să văd. Eu am încercat... Ia să iau calculator. Exact după ce am făcut masterclass-ul și am încercat pe o cotație. Am pus trailing stop-ul și am închis să arată calculatorul. Eu am activat paie, s-a dus în sus, dar dacă nu lucra trailing stop-ul, s-a părut mai departe jos și am intrat în lacrimi.
Dar dacă era trebuie stop, aveți să activeze buy in profit, și bază rămas să închidă profit și ce sol tot aveți să închidă profit. Așa a rămas la. Ce mă gândeam, chiar mă gândeam, nu, dar nu înțelegeam cine, nu asta la cineva. Și a spus și eu vreau să chiar spuneți să vedem care e situația. Dar trebuie să o de ce? Pentru că nu ia să iau calculatorul și să pozitiv, da? Nu, trebuie să top are anumite și pe stare foarte pozitiv. Da, atunci. Și câte pe puncte cum ne-a spus. Am un instrument în chat, câte pe. Nu l-am pus în practică. Dar ca să înțelegeți, trailing topul nu este efectiv, eu nu îl folosesc ca absolut de nu, poate îl folosesc la tranzacționarea obișnuită pe trend, pe nivele, nu e ok acolo. De ce? Fiind piața iarăși nu merge ca un vector numai într-o direcție, brusc. Dacă merge brusc, da. Dar când merge sus, jos, sus, jos, activează trailing stop-ul și se închide într-un plus minus și așa mai departe. Când îl folosesc, de exemplu, ajunge la nivelul de aproape, ultimul nivel, da? Uh-huh. I-am plasat ordine în așteptare și ultimul, și el învață, eu l-am închis, eu m-am dus, nu ne-am, când vin, îl deschid, opa, ultimul e aproape de linie de suport, de exemplu. Deci se face de departe. Și am văzut că s-a dus în, gata, el l-a activat și s-a dus în plus, ea automat îi fixează, acolo îi fixează trailing stop-ul, că în caz că nu ajunge în take profit și se întoarce înapoi. Este stop loss pozitiv, domnule. Da, el se închide, nu, da. Asta nu e trailing stop, este stop loss pozitiv. Nu, trailing stop. Trailing stop automat se modifică. Da, și el se modifică automat singur. Ia să-ți putem, nu mai să clarificăm. El numește ca în fel, ca în capcană, acolo stă trailing stop, ăsta take profit-ul. Și de urmă el merge cu prețul, crește și trailing stop-ul. El așa merge automat. Știu, asta da, dar nu e problema cu dacă stai și calculatorul și platforma dacă el merge. Eu încercați, să acasă pe demo. I-am pus la NZD, l-am plasat încă după câteva ore în urmă. Nu era încă, și l-am închis, m-am dus până la Buican, când am venit, el încă nu era, nu trecus, l-am pus la 10 puncte, mi se pare. Sau la 8. La 12 de ori la 10 puncte m-am pus. Încă nu avea... Încă nu avea... Încă nu era trecut. Nu știu, dar la folosea cu minim... Dar câte puncte folosesc la trailing stop, ca de obicei? Așa, aproximativ. Nu, depinde și cotație voluntară, depinde și instrument voluntar, dar... Ca de obicei, presupune, medie. Adică eu am înțeles chestia asta, că nu de una vende la take profit și mai mult după nivel. Ca să înțelegeți, din punct de vedere practic, el nu este atât de efectiv în tranzacționarea obișnuită. De ce? Fiindcă acolo el merge, dacă ați spus trailing stop, ați spus trailing stop-ul, el face o cădere, va activa trailing stop-ul și duce mai departe în bani. Și trader iese cu profit, dar iese cu profit micuț. Mai bine și folosesc stop loss pozitiv. Da, să vrei, puneți stop loss pozitiv și dați-i pe viața să meargă până take profit. Unde este efectiv trailing stop-ul? Cum a spus domnul Andrei, ori la străbateri de nivel, între nivele puteți tranzacționa spre trailing stop-ul, ori cel mai productiv, nu noutate. La noutate. Când este mișcare bruscă într-o direcție, da? Când este mișcare bruscă și numai într-o direcție, el lucrează foarte bine acolo. Adică foarte bine lucrează la noutate. La triunghi? La triunghi tot. Dar ce are triunghiul? E că ce are triunghiul? Nu, în momentul la triunghi ce se întâmplă și eu am merit și o situație. Asta e bine spus. Ce faci triunghiul? Da, asta da, dar merit trailing stop-ul, dacă ești... Da, nu, trailing stop-ul. Ce se întâmplă la triunghi? El merge, la triunghiul în 70% de cazuri și face. Străbate, cade înapoi să-i rămas bun și mai departe să duce. El dacă n-ar face situația asta, da, el ar fi perfect. De exemplu, se activează buy de aici, trailing stop-ul trage sus, da. El cade, se închide în stop loss pozitiv, plus, cade leac și mai departe și mai. Eu n-am încercat, e așa se primește, tot timpul. De ce e mai bine, ați plasat buy, s-a activat buy, take profit, ați văzut figura dată, ați deschis un buy de tot adăugări în companie. Și au crescut aici, ați pus stop loss pozitiv așa, manual. Trailing stop-ul vă activează, ori trebuie să încercați să experimentați cu un trailing stop mare. De 50 de puncte, de 25 de puncte, de 30 de puncte. Care de ce trailing stop la rotație valutare, trailing stop folosiți de la 20 de puncte? 20 de puncte depinde și pe fel bunții de strâmbă. Spunem euro-dolar, 20-30 puncte. No. Depinde de ce, da, de ce aveți scopul, care scopul no, ăsta. Acolo mai puțin, eu pur și simplu ECU, cum a spus domnul Cristian, eu ECU a rămas bun, figura și gata, eu activează și nu e simt. La
la iene. La acolo, nu știu, nivelele sunt... Sunt de iene japoneză? Da, da, sunt mai mici nivele, distanță între nivele acolo, nu e așa de mare, nu de atâtea puncte. Nu, situația în iene japoneză nu e interesant. Nu, dacă ne oprim la trimisul, al pun, al folosiți în mare parte, mai mult la noutăți. De ce? S-a publicat noutate, el se duce putere într-o direcție, da? La știri, la PIB, la rata și referință, la NFP, că NFP nu a lucrat vineri. Nu a lucrat. Piața nu ce nu lucra. Da, genul nu lucra piața, dar m-am gândit că să lucrează indicatorul, da, și a fost pozitiv pentru dolar american, dar sunt neutralizat, spune toate chestia asta. Eu personal, traderii care au trecut cursul cu mine, am vorbit de noutate, da, de știri. În rest, tranzacționarea trailing stop eu nu îl văd atât de productiv, de ce? Fiindcă că se vede situații de date. Mai bine folosesc stop loss pozitiv. Știți că ați spus stop loss pozitiv și dați pași că ți se duce. Cine folosește stop loss pozitiv? Nu am folosit niciodată. De ce? E foarte bun, dar ați face mai acum, să-l dați la sfârșit. Poate s-a explicat la lecții, dar nu știu, nu știu. Trailing stop sigur. Am știu, eu repede, vă explic aici. Dar e stop loss pozitiv. Aici nu e stop loss. E tot adăugări, cum îi facem? Noi adăugăm, fiecare nivel, noi adăugăm, avem următorul tranzacție, da? Aici una, cinci... Acela primul nu-l închidem încă. Nu, nu închidem, nu știu vă explic. Îi spunem aici, în scala numai, da? Grafic. Aici noi ne-am adăugat un sell, da? Aici e stop loss. Noi aici deja după Fibonacci, aici da, noi le cunoaștem, aici e stop loss. Dar pe urmă îți poate folosit altfel. Cum am spus despre stop loss pozitiv. Da, ce nu? Aici este... Ați plasat, îi spunem aici, stop loss primul, așa de spune, primul, da? Următorul nivel, da? Trebuie tot deja, este intrare cu sell, a doilea. Este la noi stop loss a doilea deja. Noi stop loss 1, deja mutăm aici, și deja 1 plus 2. Noi mutăm și aici este stop loss pozitiv. Dar și ceva se întâmplă. Aici încă o 3 stop loss, presupunem, da? A treia, deja e stop loss și noi mutăm 3, 2, aici la 3, așa 3 este stop loss pozitiv. Dacă ceva se întâmplă în piață, sunt toți, el obtiva stop loss-ul nostru, dar noi avem aici practic. Tot așa și aici, la Fibonacci, noi așteptăm până la urmă, adăugăm tranzacțiile fiecare 30-25 de puncte, dar presupunem diferența aici. Înțelegi, adăugăm aici, dacă ceva se întâmplă, e închis în 1, da? Un nivel și gata. Noi avem 3-4 tranzacții, noi avem reușit. Asta e tot dublu. Așa. În limbi generale, dumneavoastră toți cunoaște de dublu. Cine nu cunoaște de dublu? Da? Mai adaugi volum pe direcția mișcării pieței. Pe impuls, greu, pe impuls, pe impuls. Corecție, nu adăugați, că acolo rupeți tot cu. Am adăugat la fiecare străbatere câte un sell. Da? Câte un sell, un sell, un sell. Deja cum am discutat pe noi, adăugăm noi și câte tranzacții deschidem, dar tot e legată de strategie care am vorbit cu un trader care mi-a recomandat strategia dată și mi-a arătat rezultatele care le are. Niște rezultate uimitoare. De ce? În primul rând, fiecare, toți au emoții de piață. Cine are emoții de piață? Traderul care, de exemplu, are 2-3 ani de piață, pe el credeți că nu mai are emoții, da? Dar și atunci sunt emoții, dacă schimb cu volumul mare... Deja așteaptă emoții, când atunci și emoții. Da, mulți traderi... Că deja ceva se întâmplă că să am emoții. Mulți traderi, de-aia așa am intrat, spune așa, pe contații mai volatile, cum ar fi aură, S&P-ul, pentru emoții. Da, dacă domnul genul spus dată, pe mexican, am intrat, zice, pentru emoții, da, trebuie să aduc emoții, domnul investor, și atunci emoții. Dar traderul, dacă trader începător, el a vrut, din contra, să scăpi de emoții. El avea emoții și vrea să scăpi de des. Ce-ți fac traderul ca să scăpi de emoții? Ce-a făcut el? Genial! Genial! Nu, Luxor nu urmărească. De la praf s-a observat... Să nu urmărească deloc, să se uite, să închide călătorul. Duc în construcție, cred. Direcția de la praf nu stabilește foarte bine. Direcția. Și toți dumneavoastră să aveți direcția bine. Ce nu stabilește, nu are probleme cu direcția. Greu e bine să țineți trendul sau... În ultima vreme așa de greu chiar de stabilit pe piață. Vreau trendul, băi, trend așa, băi. Am făcut o picul la corecțiile și pe CBP. Da, deschidem și ultimul moment, ultimele vreo două săptămâni se întâmplă, nu știu ce așa. Și când e niclat, tot e că îți poate folosi chestia asta. Direcția, crescător sau descrescător, nu contează. Dar principalul scrie pe direcție. De exemplu, am exemplu cu crescător. Intrarea nu contează absolut de care, de vreme, târzii, la început de drum, după, la mijloc, nu contează. Eu țin pe următor, impulsul, corecția și impulsul.
dar pus crescător, dar spre descrescător. Adică ei trăim descrescător sau inflăt sau nu contează. Și întrebăm din corecție. Ce faci trader-ul dat? Nu are un depozit cu nimic pus, dar nici nu are un depozit mare, un depozit așa mediu. Deschide tranzacții cu minim volum. Adică minim volum, dar nu pune stop loss. Dar puteți pune stop loss. El deschide cu minim. Și minim la noi câte? 0,10. Da, 0,1. N-are importanță de unde deschide tranzacții. 0,10. Evident că motivația deschis cu 0,10 se face acolo 50 dolari, asta e, nu interesant cu ei, interesant să fac 10 dolari pe ei. Îmi prindează emoțiile. Nu, ce faci trader-ul, da. Eu deschid cu 0,1, eu pot deschid-o și cu ochii închiși cu 0,1, eu tot deschid așa, simt, 0,1. În momentul care deschide 0,1, vede piața, el vede trendul, da, trendul despre scător. El știe că posibil preț poți să piați până aici. Până aici, de exemplu, 200 de puncte, aici prin 1, 200 de 100. Corecții de trend, corecții sunt puncte, este trend mare, e într-adevăr mare. Iar vede și piața face o întorsătură, eu pot să mai deschide și acum 0,10. Iar ce, iar vede piața crește, iar mai place încă o dată 0,10. Acum piața dat și-o dat și-o dat și-o dat până acolo jos. Iar 0,10. Aici 0,10. Ce îți faci trader-ul dat? Ea deschide cu volum minim, nu pune stop loss-ul. Eu știi, dacă ar crează 100 de puncte, 100, știi cât? 100 dolari. Minus, da? El ar depozit 10, 100 dolari, asta nu e atât de grea. Nu aș mai deschide un minus 10, dar încă 10. Aș fi, de exemplu, să crească, de exemplu, 70 de puncte. Aș fi 70 dolari. Aș fi crească 30-40. Aș fi undeva 2-300 dolari, de exemplu, mi-am. El deschide sală. El deschide sală, da, pe tren. El deschide sală. Contrapieță, contrapieță. Chiar contrapieță. Eu spus că eu vă dau special, vă dau exemplu contrapieță ce se întâmplă. Da? Piață, scriești pe direcție, deja e clar, pe direcție. El vede cât aș fi corecția, dar el deschide indiferent. Când el deschide, închide călătorul. Deschide, închide călătorul. Și are foarte mult tranzacții. În final, piața se îndreaptă spre direct și el ieși iarăși continuu și deschide fără nivel, la început tot scăzutem după nivel. Dar nu deschide la fiecare oră, deschide când are expoziții. Sell, sell, cu 0,10. În final, el are 20-15 tranzacții cu 0,10. Asta ar fi egal cu un lot jumate, două loturi pe piață. Dar el emoțional nu simte absolut nimic. El este liniștit, el este așa plăcut, deci fiindcă el nu simte emoții. El simte și are foarte când deschizi graficul, nu aduce așa stai. Foarte, 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 foarte multe linii stau. Cu dipaiți de sau pe direcție. Ce faci trader-ul începător? Deschide un depozit de 10. Ce face? Deschide o tranzacție cu un lot. Și te ași tremuri pentru că sunt acolo, să te ași să gândești că ce să facă, am ajutat, dar nu știu să 20 puncte, da? Evident că 10 puncte sunt 100 dolari, 20-100. Și evident că am influențat cu tăși. Când trader-ul deschide cu minim volum, dar evident că nu e interesant să scrie cu 0,10. Și cine e influență că e 0,10? Da, unul știți, este din, eu din mața minte de poveste, dar era, eram mici, da? Unul nu-i putere, unul e smurt, puterea crește, da? Exact ce situație pe tot adăugări. Cine încurc să dăm, schide tranzacții, direcții, dar cu volum minim, dar multe. Da? E ca să încercați acasă, este genial situația asta, eu am analizat-o și într-adevăr asta, indiferent pe corecție, pe impuls, cât de vreme, cât târziu, nu afectează trader. Da. Deci încercați situația asta și cu ajutorul Fibonacci... Asta nu, de la piața de capitale riscant, nu? Dacă nu te impulsă... Iarăși, din piața, noi vorbim de depozit mediu. Evident că nici cu depozit de 1.000 dolari nu poți face strategia, da. Cum în ar te faci cu depozit de 10.000 pe S&P sau pe piața de capital. Trebuie să fii tot timpul nivelul la care ești, trebuie să fii nivelul la care ești, nu să ai, să fii nouă, da? Da. Că este momentul cel mai important. Dar cu un depozit mediu... Asta dat depozitul... Dar și supăchiți un depozit mediu. Nu, eu mă refer de 10.000, da, depozitul 10.000, da. El are 5.000 la companie, 10.000 are pe piață. El tranzacționează ușurel, fără emoții. Absolut, el deschide tranzacții, deschide călătorul, poate și jos, deschide sau. Direcția, el trebuie dolari, deschide pe ori, el, de exemplu, e corect, el face ca așa. El va în minus, el face ca așa, cu ori. El așa nu se uită la nimic, el mai deschide în sală. Vedeți că se uită, se orientează pe trendul de H4. Uite că a spus nouă, trend de H1, cum a spus domnul Ugenari, el poate să schimbe cu șerii, ba în sus, ba în jos. Ia să uite pe trend de H4 și H1 îți schimbi tranzacții. Și îți schimbi foarte mult. Sunteți că așa foarte să fac o scris urmată. E că așa foarte multe linii al bani. Și mini ta e, nu, el a făcut piste luna de martie, a făcut 20-30% de depozit. Prima lună tranzacționată. De economic strategie de 0,10. 0,10, 0,10, 0,10. Mult tranzacții. Evident că nu îl ține mult.
ține un impuls două, maxim. Un impuls, o corecție, așa. Când vede dacă ceva se schimbă, dacă ceva vede ceva când nu e clar. El o nimerește pe nimerit pe impulsul este din săl, pe eu, pe GPU, le-o nimerit un pic. Pe viața voluntară e vorbit. Evident că, iarăși, dacă depozitul lui pe strategia dată, e pe viața voluntară. Pe piața voluntară. Deci, din chelă final are și două loturi pe piață, avut, trei loturi pe piață, două, trei și doi. El are mult volum pe piață. Știu că el nu deschide deodată volumul ăsta. Asta e momentul. Asta e mult deodată pentru două loturi. El între cu ține, dar multe și final are este două loturi și faci profit ca de două loturi. Dar pelea. Dar când le închide? Nu pune sub loturi. Nu. Și când le închide el? El închide, nu iarăși, se orientează după trei, deci. El după trei se orientează. El vede un impuls, o corecție, un impuls și dacă ceva ieși pe satură să le închide. După figurile, după figurile l-am văzut. El e începător, el e că nu e de prins transacționist pe termen lung. Și el închide manual. Manual închide, nu faci. El are prima lună transacționare, că de asta sunt prima lună transacționare. El nu cunoaște de termen lung, el nu cunoaște de strategii pe singles, pe tot rândul. El a folosit un impuls, o corecție și a doua impulsul lui. Și a închis tot. Și nimeni nu folosă înaintea lui așa... Eu n-am văzut trader să folosească pe așa situație. Eu n-am văzut trader să folosească. Deci, trebuie să-i dupre tăi deodată. Fibonacci 2, da? Eu n-am văzut, da? Că poate cineva folosește, dar nu spui la nimeni, da? Asta e strategia lui. El nu e atât de complicat și nu-i ceva inventat, nu am inventat bicicletă, da? Dar ei folosesc bine, da? Scopul la tăți, cine este stat mai tăți? Scopul la trader, la transacționari, pe zi 5-7%. Mai tăți vor sta cu 100. Nu știu, așa, tăți vor vinde 5-7, tot vorbim, facem bine, bă, tot la urmă, zic, ei, dar dacă fac 1 milion, da? Sau dacă fac 100%, ați fi bravo. Sau facem vreo... Ce se întâmplă situația asta? Traderul face vreo 1000 dolari. Primești. Ce nu stă prin la nimeni să facă 1000 dolari? Cu depozit mai micuți. Ce ați gândește? Da, 20 de zile în lună? Dacă nu ți-a stăt... Ce s-au cât să faci, da? S-a fost impulsul și a oprit impulsul dat. Fiindcă noi, chiar azi, că domnul Vitaliu a spus, dar de ce punem limitele date? Nu sunt limite. Asta nu este limite. Asta, pur și simplu, noi vă spune că să faceți 10, dar nu puteți să faceți 20-30. Dar dacă îți spui de să fac 30, la 10 să fac 90. Dacă spui să fac 100, faci 200. Tot timpul trebuie mai mult. Da? Deci aia, trader trebuie să oprească la aceste 5-7, să aibă în cap 5-7-10%, dar dacă îți primești mai mult, n-am să zic că nu, nu vreau, nu, nu, lasă banii înapoi. Da? Adică, ești poate asta și noi facem mai mult. Cine trader nu a făcut fix 10% și o să-ți gata, eu nu mai fac. Câți vor să fac mai mult? Pe real, pe demo, schidă. Dacă ai făcut din 200 de mână 10% și mai departe un schid tranzacție, schid. Asta faci și mai puțin, mâine, mult, mai puțin. Reieșim din la persoanele care au contul de VIP, poți să deschide fix așa cât e cu lot, nu? Bravo! Are? E de VIP? Știu. Mai sunt știință. Foarte bună strategie să iei pe asta. Luați prea și vreți foarte bine. A să iei foarte bine. Nu, e... Dacă acum știi să, așa știi bai, dar merge. Ori nu apisă, el merge. Da, așa e important. Selecția principală spui bine, să bai nu contează. Asta eu recomand pentru începător. El ca spune și volum mare, spune să teamă, volum mic și multe tranzacții. Multe, îți des loc închești tranzacții la urma urmii, e de depozit care, dar dacă depozit 1000 nu mai poți schizi cu 0,10, asta tot e descant. Dacă un depozit 10 poți schizi mai multe tranzacții. Evident că nu cineva să aibă mâine 200 tranzacții. 10 tranzacții dacă schizi cu 0,10, asta e un lot pe piață. Da? Și un lot pe piață, asta te voi 10.000, asta 500 de dolari. Te să duci minus 500 de dolari. Dar cu 0,1, când te duci 500 de dolari, trebuie să duci 500 de puncte piață. Când să duci piață 500 de puncte, mai ales piață valutară. Și de mult, 500 de puncte, da? Dar în caz, da, dacă trendul schimbă tendința crescătoare? Nu, dar cum, cine să duci la minus? Nu, minus. El le închid. Oricum este figură de schimb. În cazul de față, pățâți ca mine. În momentul care, aici nu poți să iei de toate minus. Evident că când vezi că piața se schimbă, oricum mai sunt care rămân în plus, în minus, dacă ele sunt multe, înțelegeți că este o tranzacție, e sub într-o direcție, gata. Dar aici vreo două să fie profit, vreo două să fie minus. Vreo două să fie minus pe mare, vreo două să fie minus pe micuț.
Păi e zilos prin ești de amul. De ce? Nu-i logică, dar... Nu dezvoltă plasa neuronică, dar și eu de la țara bună. Aaa, nu cât timp aveți când ați înțeles? Ok. Cât timp aveți când ați înțeles? Nu, vreo două luni. Ok. Eu nu știu. Eu pentru început trebuie dată foarte improductiv. Ca stil tranzacțional. Ca să-i dai lui un impuls ca să poată risca. El într-un fel că să fiind... Da. Având frică. Aici, iarca. Corect. Noi facem asta pentru și. Ca depășim două emoții. Frică și euforie. Da, la noi? El să aibă curajul de a intra. Foarte corect. Nu, evident că se face și cotați. El te-a zis prin cotați. Pe euro, pe cat și pe EGB. Adică plate de ce să vezi. Da. Ei este bun. Eu nu te spun strategie, nu este pentru om. Adică nu este strategie ca să spune că trebuie strategia asta pentru dumneavoastră. E pentru fiecare individual. Eu văd asta pentru toți începători care au frică de deschide tranzacții. Știm, eu vreau să schimb un lot, depozitul de deschide un lot, dar el stem de dat să schimb un lot. Cam așa după stop loss, ceva. Deschide schimb cu volumul meu mic. Și pe urmă adaug, două. Direcția principală, direcția să fie corect. Asta ca și cum îi conduci, la început în încet, încet. La început de 10, 200. Așa că e mare viteza. Da, ok. Dați-mi să vă ajut de dăm abonați canalul, că rămasă că mai puțin de jumătate de oră. Hai să discutăm despre mai departe cu metoda adăugării. Unde noi ieșim aici? Da? Am folosit metoda adăugării, ori că așa, ori că am scris pe un lot sau 0,5, în final tot e aceeași situație ca și așa. Dar că am scris de fără Fibonacci. Dar unde noi ieșim în nivelul 0? De ce nivelul 0? Nu știu, 3. Da, domnule. Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu piața în momentul de față. La momentul de față? Eu văd tot într-o incertitudine. Pentru noi tot să ne uităm, mai ales de a vorbi de piața voluntară, ne uităm unde. Deși te întreb bine, da. Nume tot mai spus că e posibil, asta la un market discussion, au fost zilele astea. Luni eu am dus. Te-am ascultat, tine, da, mi-a plăcut întrebări, chestia asta mă uitam și eu, mă uitam în istorie. Când m-am uitat în istorie, exact la momentul ăsta a avut loc schimbul de trend, adică mai trendul mare. Cine se uită la trendul din Delhi? Da. La trendul din Delhi de GBP. O străbă tot trend din Delhi? Nu, încă nu. Nu l-o străbă tot. Nu l-o străbă tot. GBP-ul nu l-o străbă tot. Nu l-o străbă tot. Euro, dolar, nu din. Străbătut în ZD-ul, străbătut... Eu dacă vorbim de GBP-ul... Străbătut... E strașnic acolo, ZD-ul doar? E sus. Deși vă spun că... Chestia asta pe mine m-a băgat în micro... E bun, că am avut contul, asigurat, da? Eu m-am bazat pe șeia că am lucrat tot așa, pe demo, cu... Și timp cât am fost la prag, la o luni de zile cât am lucrat, dintr-o 100.000, peste o luni de zile am avut 164. Adică gata, fixate, toate tranzacțiile închise. Eram sigur că merge așa, 100. Fix așa când am lucrat eu de unul și tot, eram sigur că am lucrat cu VIP, gata, tot, și primele 3 săptămâni mă, super, tot. Și când s-a început, am nebuneam la asta pe piață, nu înțelegi. Când s-a dus, aproape 800 s-a dus. Știți, în momentul, eu mă rog de cont asigurat că tot ni s-a restabilit. Am venit la oficiu, e ca spate dumneavoastră. Dar e chestie, nică nu înțeleg. E că am venit la oficiu, împreună, amistecat. Nu, trendul acum, nu mai este ce se întâmplă cu dânsul. Venim, e următor, domn, ies la consultat. Da, are loc schimbul de trend. Eu am venit la oficiu și am făcut analiză de piață și eram cu domnul Anatol. Poate cineva cunoaște domnul Anatol. Și zic, domnul Anatol, nu înțeleg ce faci piață. Nu credeți că noi uneori de suntem așa și tot timpul știm. Uneori tot parcă îți formează impresia, parcă îmi bai, parcă îmi sau. Și zic, vreau să fie o tranzacție și nu știu ce faci piață. Și eu sunt la mine și mă întreabă în felul următor. Tu nu știi ce pe piață, dar vrei să fie tranzacție. Și te voi uita, ai profisie. E cazul este momentul în care traderii multe ori n-am înțeleg. Ei nu, dacă dumneavoastră sunteți traderi și sunteți prea, cei care se trai pe piață, să lupte analiza și eu nu înțeleg ce se întâmplă pe piață. Nu, spun de ce. Eu n-am lucrat cu... Eu am pus stop loss-ul în genul la 500 de puncte, că el trebuie să fie. Da, da, clar. Eu le-am pus tocmai la 500 de puncte, că nu le ajunge niciodată în viață, adică... Da, el trebuie să fie, că el este condițiile la cont asigurat. Bun, înțelegeți? Și la mine s-a dus, și au rămas tranzacțiile tot deschise, o grămadă, foarte multe au rămas deschise.
el s-a schimbat, eu am pus în direcția trendului, cum trendul se schimbă, înțelegi? Și duce, la mine s-a dus, eu că m-am uitat și gata, zero. Fixă ce situație. Ajutor să-mi la 2-3 mii mai, mai rămăsăsă din depozit, din depozit și ala asta. Cam cum au fost emoțiile mele. Aici este mult foarte important. Vreau să recunoașteți că noi știm care situația. Acolo a fost, eu ascund, dacă îmi plată, ascund. Dar nu mă supără, este greșeală care am făcut eu unui fatal. Da, nu-i faci. Domnul Pinade are depozit VIP, foarte bravo. Dar la sfârșitul lunii am înțeles că aveți 150 tranzacții deschise. Nu, am avut și 170. 170. Vă dați seama câte tranzacții deschise. Aici un pic de sufoc, un pic de haos. Am avut aproximativ cam ca persoană. Da, ați avut aproximativ ca persoană. Fix chestia asta la mine a lucrat o lună mai devreme. Și eu vă spun că 100 de mii pe demn. Că 100 de mii, eu am închis luna cu 164. Iosif? Ia că exact după metoda metodă este metodă foarte bună care are ultima minte. Da, dar stai era în direcție. No, da, sunt momente no. diferite. De anul și cu real. Da, direcția trendului era clară. Și eu când am deschis, și când s-au închis de 2-3 săptămâni, așa era, s-au întors înapoi, piața, nu le trăim. Da, noi cunoaștem. Fix da. Asta, aici tot așa nu le trăim. Când am văzut că se schimbă trendul, se schimbă. Nu știu că asta. Metoda adăugării. Eu am mai avut trende care au făcut din prima lună tranzacționare, au făcut aproape 100% venit, numai costul adăugării. Metoda adăugării este adevăr bună. Mă activez la prins la timp. Ca și orice altă strategie. Dacă ții mai strategie și ești, pare că ea să meargă veșnic, ea nu meargă veșnic. Sunt momente când te întoarci, dar tu tot știți cum mergi numai înainte, dar drumul dar nu duci așa, dar tu tot înainte mergi, tot mergi tot înainte. Că este momentul și care se împrașă de asta. Noi nu vedem coturile astea când suntem noi. Da, asta și momentul. Traderul este început, traderul se bazează. Și mai ales, eu tot îmi spun, dacă traderul e profit prima lună, a dus foarte greu de lucrat după. El gata, el a făcut aripile și merge foarte bine. Da, am luat cheftul și gata, n-am mai fost prinde. Dar în momentul să bag nuanță, ceva standard, dar fiindcă mai mulți traderuri merită în așa situație. Metoda adăugării. Ei, dacă o folosesc traderul, ei într-adevăr dublează. Într-adevăr dublează depozitul, într-adevăr face profitul dublu. Dacă dumneavoastră o nouă oferită a timp, în momentul în care se întâmplă, când se începe corecția, noi aici deja cunoscăm cât de bună corecție. Adică nu e situație de aceea și de foarte bine de ordonat trendul de deli. Deci e foarte mult discutat pe tare cu anume situație care sunt apare la domnul Ghenari. Cel mai bine de aici, când este bine stipulat scopul, traderul trebuie să iasă la momentul potrivit din adăugări. El nu merge veșnic, e cum ar spunea să schimbă. Schimb. Când e momentul de schimb, atenție. Nu tot să alinierim, spunem, e momentul de schimb, pentru că noi trebuie să așteptăm parcă dolarul să întărească, dar el pe perioada a început parcă să încetinească din întărirea asta și a început parcă că azi bușul un gap în jos, încă indexul, da? Și mai departe parcă să devalorizeze. Dar nu în care se formează pensii că trebuie să întărească. Și ce-a făcut traderii? Că am un contrader, că așa pot să fie terminat. Pentru că știind, având țărul de mai sus, știind dolarul oricum te duc în mai parte săl, aici tot săl, dar el tot în sus, săl. Da? Și că aici asta ne traumează pe noi. În momentul de date, aici se poate folosi stop loss-uri pozitive, din tocmit profitul. Pentru că nu poți să stai în veșnic tranzacție și de-aia, ca metoda asta de termen lung, da? El nu e veșnic, el nu poți să stai în veșnic cu tranzacții să-l ții acolo, el oricum se schimbă dată. În momentul care, de situația care a fost acum piață, într-adevăr a fost un pic nu clar. Și evident, când traderul nu este clar, pe termen lung e mai bine să pui cruce și trebuie să-l sfinezi pe termen scurt. E ca e recomandarea care o văd eu aici. Dar situația sunt de la caz la caz. Aici nu ceva concret să vă spun făcut, situația dată, eu nu știu, trebuie de analizat, de văzut. Dar, cum ați spus dumneavoastră, metoda adăugării merge foarte bine pe impuls, pe direcție foarte bine. Dar uneori corecții, cum au fost și anterior pe euro dolar, a fost după un vârf dublu, țineți minte, pe euro dolar mai înainte de corecția asta, a fost o corecție și parcă s-a început un nou impuls și a avut iar în concret și a avut să duce jos, da? Iar și acolo mulți s-au dat în eroare. Mulți s-au dat la stop loss, cine? Neoasă, așa e? Am avut, care la început, parcă toți iarăși, în cap ne formează aluzia asta că e trend descrescător, pornește trend descrescător, dar când colo el mai încearcă câteva, mai merge corecție. Corecția așa e, corecția de perioadă lungă e amăjitoare uneori. De ce? Eu v-aș recomanda, folosiți metoda adăugării, dar mai mult pe impuls. Când începe o nouă corecție, puteți să mai întocmiți profiturile la perioada de început. Traderii care au experiență de 2, 3, 4, jumătate de ani, deja ei, e că după așa o situație, dar pe domnul ăsta știți cum să faci în felul următor. Nu, că nu mă prezim, ne bine de nu, ca să
Aveți dreptate, că asta că trebuie să facă conform și să vedeți succes din mai departe. Trebuie de greșelile care le faci, în principalul știți cum să învățăm, să luăm lecții din presă. Dacă faci greșeala și o faci a doua oară, ori îți bagi joc din contul tău, ori ceva nu ai interes. Înseamnă că ne-ai crescut. Da, înseamnă că ne-ai crescut. Deci luați și învățați de fiecare greșeală, pentru că noi fix așa ne-am învățat, pentru că noi nu am luat tot plusul sau nu am fost de lacte sau mai n-am făcut careva, spunem, gafe mari care le-a vizit super mult. Am făcut, dar pe data ne-am învățat, în zime pierzi, prin lacte, prin tă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 t
E clar aici, da? Da. Unde noi închidem stărurile noastre? Că aici se poate folosi și metodele dumneavoastră, ca e situația dumneavoastră. Unde noi închidem tranzacții? Și v-au spus că în zero. Și el, într-adevăr, uneori trader închide în zero. Dar știți că el tot timpul merge, străbate zero drept, da? Dar noi iar pierdem o careva parte de profit. Ce putem face mai aici? Sub zero, da? Da? Cum a spus Fibonacci linii, fix așa pune și Fibonacci expansiune. Tot din același punct, click, da. Cum faci un click pe aici. Deci, ce diferență între dânsul? Dacă Fibonacci linii îi măsoară nouă corecție, ce faci Fibonacci expansiune? Îi măsoară nouă impuls. Când facem un click și facem al doilea click, este înseamnă o linie întreruptă. Și după care, noi de pe punctul dat, tragem maneta, sau știu asta spune brațul, îl tragem pe vârful corecției. Tot eu iau în considerare și umbra. Dacă asta e umbra, eu pun pe punctul maxim al umbrei. Deci am pun maneta dată aici. Da? Și nouă mi se deseană, numai că eu o să șterg un pic nivelul 0, uite că eu șterg așa. Da? Nouă mi se deseană, nici un nivel. Care nivel mi se deseană? Primul nivel este 61 și 8, a doilea 100 și 161 și 8. 161 și 8. Trei niveli puternici. Iarăși, ca în cazul cu linii, noi cel mai puternic e 61 și 8. Da? În momentul care, că cel mai puternic nivel este nivelul dat, dacă nouă Fibonacci linii ne-au măsurat nouă corecția, Fibonacci expansiunii măsoară nouă impulsuri. Primul impuls ar trebui să luăm obligatoriu aici. E cum? 90% la rog aici. Adică noi take profit, unde s-a pune? Mai sus de 61. Aici cu 10 puncte. 10 puncte. Mai sus de nivelul este 61. Am pus take profit aici. E clar momentul ăsta? Fibonacci, unde era cu ajutorul Fibonacci, nu putem stabili intrarea și ieșire pe piață. Intrarea și ieșire pe piață. Numai că traderii ingenioși ce fac, care vor mai mult, tot timpul spun traderii care vor mult, mult. Ei și-au succes în tare în final. Traderii care sunt fricoși, ei niciodată nu au succes. Deci trebuie să fiți curajoși, trebuie să fiți slab în piață. De ce eu spun asta? Știți cum eu tot timpul... când ești lacum, când ești iute, știți cum ești așa o zicală, pe unul lenos n-al pornești, dar pe unul care e iute, al poți opri, da? De lucru calcă cu lucru, ce el să oprească, vrei sau nu vrei, da? Și ca așa automobilul celălalt. Deci automobile cu motoare mari sunt mai economi, la mănânc, mai consum mai puțin, da? Deci e ca o rezervă, așa și aici. Acum, noi ce facem?
punem take-profit aici, primul take-profit este aici. Numai că trei dregeni, eu știu ce fac. Eu își mut take-profit la nivelul 100, take-profit la nivelul 100, îl pun aici și pun stop-loss-ul ăsta, îl pun în nivelul 0. Și închid calatorul și așteaptă să facă, dar să meargă în 100, să facă 0. Dar în două să profit. Da? Dar știți, el trebuie să ajungă. Undeva eu spun statistică, spune felul următor, 70% el va ajunge în nivelul 61, 20-30% va ajunge în nivelul 100. Și 10% va ajunge în nivelul 60-161. Asta e ideea, chiar parcă să-mi faci și corect. Chiar dacă tu urmări, așa vizual, cum? Ca să excludi situația asta, trader începător, uitați în H4, nu uitați în H8, la direcție și la intrare pe piață. Mult mai clar îți vede când tu duci de sus în jos, nu când tu numești de acolo. Da? E mult mai ușor în H4. Deci, pentru că nu se vede că atât umbrele este în sus, în jos și de bierile este. E mult mai clar vizual în H4. Deci, eu uitați în H4 să scrieți tranzacții. Să scrieți în H1, pentru că în H4 să vedeți piața. Mult mai ușor să faci analiza în H4. Mult mai ușor, nu mai vorbesc de daily. Și plus la asta, când noi vedem unde este așa de piață, la unul din nivelul ăsta, asupra, dacă ăsta este impulsul, aici, la unul din nivel, să înceapă corecție. La unul din nivel. Adică ori aici, ori să începe în corecție. Gara mea? Da? Și că aici este important, că ajută și pentru unde am a fost impulsul, noi doar ce facem. Noi Fibonacci și amultăm și impulsul ăsta. Tot pe ce ești. Tehnic. Deci acum luăm? Da, deci luăm și asedeți ca o precedență. Impulsul ăsta este egal cu impulsul ăsta. Plus minus, da. Plus minus. E că impulsul ăsta, la clasă Fibonacci, că așa s-a mutat impulsul ăsta, știți că cu umbrele poate fi, cu leacul umnerii, dar plus minus 80% e egal cu impulsul ăsta. Istoria este pe. Domnul Vitalie, mai are Fibonacci tot interesant, tot foarte productiv. Cu Fibonacci linii și expansiunii e cam clar. Eu vreau ca să le folosesc, că le-ați ajut foarte mult la... Eu am avut greșeala asta cu intrarea de vreme pe piață. Eu mă grăbim să intru. El numai făcea impulsul, făcea corecția și eu ducea să fie să sau. Și luam stop-loss-ul. Luam stop-loss-ul și când sunt într-o două oară, am zis că ei nu mai e, sau nu eram acolo, să fie ei, dar și când spune noi impuls, dar mai temem să fie tranzacție și am trecut pe etapa asta. Anume Fibonacci linii m-a ajutat bine să ies din zona asta ca să mă pot orienta pe piață. Eu altfel mă orientam pe piață cu Fibonacci linii. Așa întrebare. Da. Deci, dar e tot ce e posibil să formează între ori, pentru că atât mai mare, mai mic, tot așa și să merge... Măi, eu tot timpul spun, dați punctul maxim și punctul minim. Punctul maxim și punctul minim. O dată trendul, care este legea trendului? El tot timpul numește punctul maxim sau punctul minim. Câte punctul minim, da? Ce se întâmplă la triunghi? Deci ăsta e punctul maxim, corect? Da. Maxim. Ăsta e punctul minim. Ce faci triunghiul? El crește, el nu poate numi punctul maxim. Noi că aici ne ducem în situația că se formează un nou impuls. Să că dacă nu putut numi punctul maxim, înseamnă că merge să. Da. Logic, așa e, da? Și el cade în jos și nu mai ești nici punctul minim. E că noi, e că se formează ca așa situație, e că aici, eu înțeleg, că e triunghi. E că eu aici pot să fac felul de acolo. Să eu, și să facă așa și înțeleg că le trebuie. Triunghiul nu înnoiește nici maximele, nu înnoiește nici minime. Trendul înnoiește ori nu maxim, ori minim. Și ca triunghiul înțeleg că numai în situația asta înțeleg. Nu se tranzacționează. Dacă triunghiul e mare, dacă aveți experiență, iată, de exemplu, aici, noi putem orienta să lăsăm sau ce pe forma, de exemplu, atunci, nu, eu poate înțeleg așa cum spate vizual se vede ca triunghi, dar nu e triunghi aici, adică eu am înțeleg tot așa. Dar triunghi se vede că numai spația asta. Triunghi, adică mai bine de observat în H1 sau în H4? În toate perioadele, principiul este să fie. Este punctul maxim, este punctul minim. Odată și nu poate noi punctul maxim și minim, știți că e triunghi. Dacă el s-a dus în sus și noi punctul ăsta, gata, el nu poate scrie triunghi. Dacă el cade jos și noi punctul ăsta, gata, el nu poate scrie triunghi. Lateral. Lateral. Da, sunt triunghi și în daily sunt triunghi. Da, sunt și în daily triunghi. Mai foarte mare, acolo pot să fie în piață, așa e? Nu sunt, nu, spuneți, dar sunt traderi care le vine cu răsivadă de piață. Știam, dar cum le vezi tu? Adică asta să profit pe Dumnezeu, să-l piață, să-l căutat așa, ca furnicuțele astea căutat. Da, domnul Tani, ce pe Fibonacci canalul, un primier foarte bun, eu cred că să vă placă, ca să-l folosesc pe piață. Eu cunosc mai puțin cu el, eu nu mă complic. Eu, apropo, la urmă,
Ne dați voi să vă dăm întrebări, da? Sigur, trebuie. Eu vreau să înțeleg cum se plasează stop loss pozitiv. Ah, ok. Am fost învățat cum spun trading stop. Asta așa. Așa așa. Stop loss pozitiv. E investit cu stop loss pozitiv. N-am fost, nu știu, dacă n-am învățat. Nu. Eu am plăcut acolo o foarte șoară, ce știu. Trading trebuie să povestească, trebuie să plasească. A fost cum așa da, o. Și acolo când apare izmeit, acolo la stop loss e cu minus. Adică unde e scris stop loss, e minus. Asta înseamnă în plus pentru dumneavoastră. Stop loss minus, asta e plus. Minus, minus, faci plus. Ce simt? Eu l-am lăsat? Și la tot de treabă. Da, de treabă. Vrei să nu vrei? Da, vreau. Mă ridic. Dar stai că trebuie să cunoști, nu se comunică. A, da, o fost așa, am plățit. Trei într-o treabă. Dar pe eu spate de dat scos tot prost pe Steam. Nu, ideea care era, spread-ul. Și eu când am tras, atunci cum spread-ul era încadrat de spread. Stop loss pozitiv spune că în piața deja are făcut vreo 30-40 de puncte, și astfel stop loss-ul 10-20 de puncte. Nu puteți să cu 10 puncte, iar stop loss-ul 10 puncte. Când o spuneți cum arată ea, eu. Am discutat despre stop loss pozitiv acolo de pe Fibonacci și canal. Bine, am să discutăm despre Fibonacci și canal. Cât asportați, să completați anchetele date. Deci orice strategie la Forex care ai utilizat, da, cu coridoare și o canale, atunci un profit extrem de bun, da? Este un fel de Fibonacci canal pe care noi îți vorbim. Am pregătit puține PowerPoint să vă înțelegeți că cât de cât, da, ce este Fibonacci canal, că există la final există ca de obicei cât de puțin și există 6 instrumente de Fibonacci. Fibonacci canal, da? Da, asta este Fibonacci canal, el cam mai interesant decât și în spate de folosit Fibonacci canal. Și Veneția, da? Asta e Veneția, da, mușul nu e și în Veneția. Deci, ce este avantajul canalului Fibonacci față de concurență? El reprezintă anume identificarea momentelor de corectare și consolidarea prețului, determinarea precisă a momentului în care se schimbă tendința globală. De fapt ați făcut într-o vineri cu Fibonacci cursul? Într-o vinere încă nou. Nu? Fibonacci. Fibonacci. Care Fibonacci? Eram Fibonacci din Lac. Vinerea? Nu înțeles, da. Nu, posibil. Ce-a fost asta? După că nu e urmă, parcă. Posibil, nu înțeles. Master Class? Master Class, vine, vine, că face online, la ora 3. A, da, 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 da. Nevastră-ți fac, da, da. Conferință, da? Da. Nevastră-ți fac. Conferință, da, da, da. Da, fost. Eu atunci prezentam atâti instrumentele Fibonacci, acolo cu da, da, și la mine poți cașa pe da, puțin nu ne trebuie repede și un da, pic mai diferent informația. Deci, da, asta ne vorbim despre canal Fibonacci, e foarte interesant. Deci, noi deci aici deja este plasat, câteva, nu știu, noi sedem, eu pe aur, să vă interesat în momentul. Cum noi plasăm, am și cum folosim canal Fibonacci. Este foarte interesant. Da, e foarte interesant cum poate folosi canal Fibonacci, el nu e complicat, cum ca Veiru sau ca Arc Fibonacci. Eu nu despre asta și să vorbim. Canal Fibonacci noi folosim permanent. Cum deconstruim, cum spate deconstruit canal Fibonacci, da? Dacă e trend la noi crescător, noi unim, aici. Dacă e trend la noi crescător, da, noi căutăm puncte minime, da? Și tragem liniile. Deci să fie linii două principale și pe urmă să fie ca un fel de monte, da? Aici, dacă trendul la noi descrescător, noi tot așa căutăm liniile de maxim. Și tragem canalul. Am uși noi ajungem la următorul. Am uși noi ajungem. Aici se vede. Eu aici nu m-am arătat câte puncte spate de obținut cu canalul Fibonacci crescător. Aici fiecare aproximativ undeva 100 de puncte, 90, 150, aici a fost 120 și 150. Asta a fost perioada de la 23 de februarie până la 8 martie. Așa întrebare, combinat Fibonacci acest canal cu Fibonacci standard. Nu, no, asta e altceva. Asta e noi extrem direcția. Cum direcția este aici ca un fel de reordonant. Sau dar în ce? Este o bandă. În H1 sau în H4? Am uși, ajungem să vadă. Acum nu se fie foarte.
Aici deja se vede cum punctele ionește, noi aici ieșim, aici tranzacția durează până la următorul nivel. Până la următorul nivel, durează, gata, noi închidem. Deja în curieție, noi putem lucrăm, nu putem, eu nu spun. În urmă să vezi de ce, să înțelegi de ce. Noi așteptăm, aici chiar a fost, el a atins nivelul de jos, da? Și mergem mai departe, atinge nivelul de sus. Nivelul de rezistență nostru. Dacă îl atins, gata, nu merge. У него симптометр, когда он страпает нивелу де резистенца, значит, формируется нивел де суппорт. А тут сейчас спать де факут инкон профит по норматору нивел де резистенца. А потому что я рапем, вот это интересный момент. Да, лично мной есть Яков Фостон, а Голду, да? Голду? Да, это и Голду. Да, Голду. А Фостон, вот Яков, Риченко Фостон. La noi un trader ne-a arătat că odată eu puțin cu modificată și el chiar ghice, el folosește deja canalul dat, Fibonacci. El chiar ghice, a intrat în sell până aici. A obținut rezultatul foarte bun, deodată. Deodată îl luat, durata aici undeva 12 ore a lăsat transacția, dar a arătat și acolo a obținut rezultatul peste 7000 plus. Până la urmă, el ține și până la urmă ține. El tare bravo să des, trader, el deja din tal, următorul, aici cu calendarea iau mai. Și cu canalul Fibonacci numai decât trebuie de folosit indicatorii noștri. Și stochastic, MACD, da, de care vă deja iubi, de care vă place. Stochastic, MACD, fiindcă asta ca un fel de confirmare dublă la noi. Iacă este aici momentul de intrare în sell, stochastic aici nu ne arată ca tot este sell, iacă aici undeva aproximativ, da? Pentru noi deja este confirmare, deja 100%, noi intrăm în sell. Da? Și mergem mai departe până la final. Dați-vă un moment să plasăm pe grafic. Este următorul, este în Q1. Nu, Ana, este următorul. Nu, nu, următorul. Nu, asta lăsați, dați pe grafic. Da, schiză dată o euro-dolar, acolo este dat. Asta e stația de acum. D1. Da, D1, da. D1. Cum noi ne plasăm? Dați-vă. Puncte maxime? Мы ли гасим аичи, но есть, да, одолгаем канал Фибоначчо, если пойти долгать, а еще пары песни. Комс одолгаем канал Фибоначчо, если клик дряпт аичи, если настроить, да, так пар долу табели. Пи табелу дин, скажем же, дистинга дынастры, есть инструменты, которые мы имеем сус аичи. Dar pe табелу дин парта дряпта сунт туати инструменты, которые сунт пи платформа Метотейвер 5. Și aici este Fibonacci canal, undeva este... Deja este adăugat. A, este adăugat, da? Unde? Da, el deja este aici. El arată ca două canale. Da, ca un trend. Două canale, da, și Fibonacci acolo scris. Trebuie să folosesc pe urmă, nu știu, noi discutăm. Da, pe urmă noi discutăm despre alte Fibonacci. Aici plasăm. D1 întâi, da? Pentru mine, că a fost deja exemplu, e starea, el a făcut și cu trader și eu deja folosesc din mult timp canal Fibonacci. Deci, Deli. Deschidem punctul maximum și tragem până la urmă. Noi încă nu știm unde să apare, da? Momentul, da. Noi tragem și a doua linie este aici, de jos. Linia de suport. Noi le formăm pe a doua lumânare, pe sfârșit. Și tragem aproximativ. Până pe urmă, da, corectăm pe urmă. Dar întâi aici deodată se vede. Dacă el străbate și atinge, atingem. Adică... Următoare, la aici, atunci la curie, da, uitați. Dați să vă măresc. H4, înțelegem? Da. Ia, căutați-vă. Secundă, e așa. H4, da. Poate că arătați cum îl puneți, concret, cum îl puneți. Da, mă și vă arătăm, desigur. Dați, luați loc și la urmă să arătați cum îl puneți. El, ca să înțelegeți, el este ca un trend. Canalul Fibonacci trebuie să stabiliți ca un trendul, după care îl reprezintă... Da, fiindcă aici fiecare nivel puteți folosiți ca un fel de momentul de practic. Și plasați ca un trend, două linii. Asta eu îmi dau seama, ca și cum ai tranzacționat pe nivele, doar că sunt nivelele în direcția trendului. Deja aici nivele sunt calculați, ceva spune eu de trader, nu este vreo programă din trader, cum e trecut, vreo programă, ceva care nivele sunt murile să apară. Ia că ai Fibonacci canal, singur apar nivel. Da? E că aici singur apar nivel și neapă din nivel până nivel, din nivel până nivel, străbat din nivel până nivel. El spasează că noi punctele maxime, el e format de două puncte, că el ca trend spasează, vedeți? Are două este puncte, ăsta trei, dar mă zisea în automat. Ia uite.
Noi întâi noi tragem linia, da, pe urmă a doua linie de jos, linia de suport. Noi formăm și punem aici. Aici de jos pe a doua lumânare. E a doua lumânare. Da, formăm aproximativ. Asta de 1. Asta de 1, da. Pe urmă noi modificăm, pe urmă, da, pe parcursul deja. H4 deja. Deja spate de văzut cum el lucrează, cum el atinge fiecare nivel. El atinge nivel, uitați-vă, și atinge și întoarce înapoi sau lucrează într-un nivel permanent. Dacă el străbate nivel, noi deja cunoaștem mai departe, el duce mai departe jos. Și asta pentru noi, ca un fel de nivel, deja este construit și noi folosim da. Pentru tranzionare. Anume, Fibonacci, dar el este... Răspunde el Eu nu am folosit practic deloc. Dar eu îl văd unde el este bun, este anume situația când piața străbate trendul nostru. Pentru că este trendul nostru și când piața străbate trendul nostru, noi știm că nu ne duc cu următorul impuls. Adică situația de este. Și am avut pe eu, de la pe GPP, am avut așa situație. Când este impuls, corecție și el străbate. Și mai departe trebuie să se blochează. Așteaptă el să facă corecție și după aceea. Da? Dar aici trendul. Dar aici el pune de dată nivelul până nu-i poate să crească. Da, spate văzut, aici și îngă. Adică el recalculează automat. El recalculează baza aia la Fibonacci, la 1, toate șurul Fibonacci. Da, aici, dacă trebuie să observați, aici este nivelul Fibonacci. Din la 61, 100, 161 și mai departe. Poate deplasat, cu spate de adaugat. Până la aici, sfârșit. Și el reprezintă punctul și el, în adevăr, lucrează. Dați-vă cum arată el în H1. H1, el tot coincide momentele, da? Da, el aici foarte bine arată. Asta e H1. Da, da. Dar ce proțiune are din nivelul ăsta? Nu, dacă e pe să vedem că să fie undeva la 100. Este 100, dacă nu e de fără. Domnul Cadă, eu aș întreba de partea mea. El își pasează numai de aici? Nu, spate în H4, că tare. Eu pățesc în H4 ca spate de văzut deodată cum spate de plasat. Dar că tare spate de plasat cu H4. H4 e încă mai interesant de plasat. H4, câte lumânări trebuie să așteptăm? H4, da, acolo trebuie de format câteva lumânări, undeva 3-4, ca să noi să înțelegem. Ok, este trendul deja merge jos, self, și noi îl plasăm în Fibonacci. Da, nu știu să vă arăt. Sunt 6 lumânări de H4, e B1. Adică 12 lumânări trebuie să numărăm. Nu, aproximativ. Așa, sunteți matematic. Da. Matematică. Eu aș vedea aici, dacă nu mă greșesc eu. Fibonacci canal. Noi ar putem plasa în felul următor și văd în... Este impulsul, corecția și impuls. Păi, și mai departe iar duce jos, da? Păi noi trebuie să plasăm prima linie, o plasăm pe impulsuri, pe punctele maxime a impulsurilor și a doua linie o punem pe punctele maxime a corecțiilor, a corecției. E clar cum se plasează aici? Iată, în moment. Impulsul, corecția. Impulsul, corecția. Punctul ăsta stă pe vârful impulsurilor. Adică e impulsul ăsta, pe vârful impulsurilor ăsta. Dar punctul ăsta stă pe vârful corecțiilor. Iată la ce-ați uitat în istorie. De... Da, dar deci de la momentul dat, noi nu avem nivelul ăsta. Nu, noi avem punctul ăsta mare? Da, noi nu-l avem. Noi, zic că nu avem, atunci da, e vă spune. Deci, spune-mi altul, iar trebuie mai rău. Trebuie de plasat altul, deci trebuie de așteptat, cum a spus. Da, cum a spus domnul Cristi. Noi nu așteptăm un impuls, corecție, pe urmă impuls, că atunci noi începem lucrarea. Când deja este format la noi trendul. Trendul este format. Noi nu putem. De ce noi nu lucrăm acum, da? Pentru că nu-și cunoaștem și cu gață, da? Ia că nu noi suntem deja, este clar, gața deja este stabilă. Da, tu poți să este stabilă, este de la început, când a fost nu-i clar. De la început, eu știu, până la muie. Se va de lucrat, liber. E ca și pe inginiu, și vedem, trebuie să-ți smite. Nu mă rog, trebuie să-ți smite. Ce faci trader-ul în situația când a fost cu... Factorul politic cu Trump și cu Biden în decembrie. Piața merge nu clar. Ce vă credeți? Conchis toate tranzacții de perioadă lungă și taxa perioada de tranzacții de perioadă scurtă. De 10-20 de punct. Și tranzacționau pe timp de zi. Supune eu o mișcare de sell. Spune o sell din nivel până în nivel. Exact ce faci și aici poți fi. Numai că situația așa, de ce cauză incertitudinea asta pe piață? Cum crezi? De ce cauză piața incertitudine?
Pandemia. Pandemia. De ce e piața încercută? Vaccinarea asta încă nu se... Vaccinarea. Plus la asta, no, cu... cam, aproximativ cam toate impulsurile au străbătut linii de suport la trendul mare, care anual, care se spune. Ele cam toate instrumentele au străbătut. Și suntem așa într-o confuzie, nu înțelegem că se formează un alt trend, gata, s-a schimbat trendul acela anual, s-a schimbat, aici se schimbă direcția. Eu așa văd, ori foarte bine, trendul și așa s-a analizat. Ori am să facem înapoi într-un unui milionier, tot din business ca un milionier, ca un om care vrea să face. Și nu e 70% mai mult decât 70% psihologie, psihologie. Da. Era bă aici și poate plasat, că voi să auziți despre roboți, dacă eram pe tăi liniște, când plasăm roboțul, da, și gata, noi ne-am plecat. Dar nu posibil, nu posibil, și noi nu folosim roboți. Noi formăm trader și pe urmă vă faceți tranzacțiile singuri, fără niște roboți și mai departe. Puneți-mă în rol de milionieri, milionari. Dumneavoastră, acum ați investit într-o oricare afacere în lume, nu în Republica Moldova, dar în altă țară. Da. E că cine ați investit? Pare tot e clar. Pare mai cel mai bun exemplu de Republica Moldova. Da, nu e nică clar. Da, nu e nică clar. Pentru că nimeni nu ați venit. Da, nu chiar, dar acum e tot așa. Moldova noastră e Moldova noastră. E frumoasă țară, bună țară. Momentul care, de că ați ca milionier, miliarder, ați investit într-o afacere sau nu? La momentul dat, dar vedere. Da, la momentul actual. La momentul acum nu-i clar nimic în lume, ce ești, cum o să fie. Da. Exact, ce ești toate să pun în piață. Dar de ce se formează neclaritatea asta? Parcă cu vaccinile au fost toți acceptați, noi vorbeam și poate cineva la practic ne-am recandit vaccinile, dacă se implementează, spun vaccinile de masă, toate ia să finisăm cu COVID-19, economiile ia să revii pe picioare, tot să fie la normal. Vedem că vaccinul rezultatul este, mai spune, egal cu zero, de ce? Fiindcă mulți rezultate care nu le aștept efectele și oamenii mai departe. Plus la asta, era America cu stimulul acela, cu acordarea grantului și așa, cu 1,9 trilioane. Iarăși Biden implementa, dar și asta este ceva normal când vine un conducător nou în țară, cum și la noi Republica Moldova, încă nu e clar, da? Parcă vreți să pui ceva să tu, dar că nu se rezolvă probleme de urmă. Da? Deci exact ce știu, și piața își formează și încerc tot de nată. E evident că să fie un impuls puternic și eu mă bucur că e incertitudine, cât mai lungă să fie incertitudinea, cât mai puternic să fie impulsul care se urmează. Deci e evident doar mai mult partea plină a paharului. Dar gândiți, din punct de vedere, cum dumneavoastră ați reacționat dacă ați avea miliard. Și ați înțelegeți cum merge piața. Deci ce-i faci dacă aș avea miliard sau un milion, da? Ați investi în afaceri ceva? Nu. Dar de ce? Fiindcă e probleme. Și ca să înțelegeți de ce piața merge în felul în cam în situația dată. Este certitudine că nu e clar, cum a spus domnul Tălăi, nimic. Vaccinul nu e clar. Chiar dacă Trump a spus că în funcție de 19 să vaccineze tot, să spui 90% din populație vaccinată. Dar care vaccine care nu sunt efective, da? Așa că au și latura negativă, parcă are vreo simptomă negativă. Deci nu, într-adevăr, nu este clar. Dar asta se reflectă ca un flat, oricum noi avem posibilitatea să transferim pe termen scurt. Noi, din perioada lungă, ne transferim perioada scurtă. Bai, timp de o zi, schis, să-ți luat 30 de puncte profit, vă odihnim, 10 puncte profit, dar sunt dolari, nu sunt 2 lei, da? Oricum îți poate fac profit. Reprofilați-vă repede, vă desfânt cei mai intuitiv, fiindcă nouă nici cel mai ușor. De ce? Fiindcă noi nu avem afaceri de milioane care sunt închise afaceri dată. Noi repede am închis tranzacții. Da? E schisă tranzacție, repede închisă. Nu suntem oameni, companii care nu pot să, dacă a intrat în joc, joacă până la urmă. Da? Noi alți fel ne orientăm pe piață, noi suntem mai rapizi, mai flexibili, suntem mai micuți. De ce fi orientați? Uitați un moment cu eu pe vară, cu nu e clar, da? Nu e clar. Ia puneți bunaci, ia puneți bunaci. Da, uitați-vă aici pe bunaci canal. Eu vă ajung să nu știu este arat. Combinația de lumânări, da? Și eu pe combinația de lumânări. Nu străbate, da? Cum părere? Unde îți duci mai departe? Ia puneți bunaci în tine. Sfiede, da? Sfiede. Deschizi poziția de său. Bravo, atunci. Eu vă spun că mult. Sfiede, da? Și vezi că ești în nivelul 61. Deci ești fix în nivelul 61. Nu, asta e ce vreau de fost momentul acolo. Trebuie să înțeleg în ce moment
Nu a spus de lou două rumori. Eu, de exemplu, cred că... Da? Ia uitați. A fost cădere, a fost... Asta a fost după asta e ca o mică pauză. Deja este ca o corecție. Impuls. E ca impulsul nostru, e ca tu mai ești, dar totul este clar. Da? Parcă se oprește. Că este impuls, asta e corect. Dar primul perioadă de H1, pe care se vede impuls, corecție, impuls. Da? Nu uităm la H4. El se vede tot ca un impuls. Ce își spun în H4, să mă uitați că mult mai ușor orientat. Și așa se forma și un trend. Dați-ne voi? Ia uite. E că aici se forma un trend, e că era un trend, e că așa. Era trendul ăsta așa. Și s-a format aici. Figură? Și ai că aici undeva este trendul din veni. Dacă te tragi o linie, apoi el aici undeva numerește trendul din veni. E ca pe aici undeva. Când e sport. Dar așa cum îți pornești Fibonacci pe canal, două nivele înalte, două nivele înalte. Corect? Răspund. De ce? Folosesc Fibonacci de date. Dacă ați fi pe parcursul, deja noi am finisat, deja ați spus într-o multă sunt. Dar nivelul 2 la care? Ai stat care la care? Nivelul de 30 acolo? Care nivel? Iată, de exemplu, aici puneva, Fibonacci de sus, sus, da? Fibonacci de la canal. Apoi aici ai doilea linie, îl punem. Iată aici? Fibonacci de la cod. Nu, grea de H1. Grea de H1. Nu, ne trebuie vârful ăsta. Domnul, ia ștergeți tot, vă rog. Da, să încercăm un pe perioadă scurtă. Perioadă, da. Da, să încercăm. Eu am spus că nu prea am folosit. Dar... De că cum și nu, H4, cum așa? Nu, aici e sălă, uitați, stea căzătoare să faci. Sălă până aici. Dacă ai trebuit pista, până aici sălă. Corect, eu nu înțeleg cum să pun corect, că dacă nu pun corect rostul, de exemplu aici, da? Pun eu să-l pun așa cum ai spus dumneavoastră? Da. Eu să-l pun așa? Da, așa? Și a doua nivel care? Da, și eu, dar nivel, da? Până la... Până unde? Da, până la o primă, mare, la doua, la colbosat și... Este H4, nu, 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 H4 mi trebuie înseamnă, da? H1 el trebuie să-i format puțin. Canal, ați văzut? El lucrează pe lungă durată. Noi și obținem rezultatul permanent. El dacă străbătută ești nivelul, gata, noi obținem mai mult mai departe până la următorul nivel. Și primitem aici deja metoda de adăugări, metoda de mediere, permanent aici folosim canalul. Canalul ăsta la noi deja pe lungă durată. Dar dacă aici nou, cum să-l punem? Pe H4. Iată acum e momentul potrivit, pentru că sunt două puncte de vârf. Eu așa le văd, da? Iată le punem. A doilea nivel, unde îl pun? Aici jos sau mai jos? Unde? Dar nu-și pun corect, asta e mai jos. Nu, dacă aș fi făcut un impuls. Uitați-vă, aici ia numai un impuls și corecție. Nu ne trebuie pentru asta nici un impuls, măcar că de cât. Și cu corecție de urmă. Pe urmă noi plăsăm... Eu sunt de părerea că, eu uitându-mă acum pe acest canal, eu văd pe perioada de scurtă de timp, intervalele sunt foarte mici, doar lecții foarte mici. Nu lucrează, el lucrează de la D1 H4. Și el mai pun H4. Asta e H4. Nu H4, dar eu încă nu format, aici impuls corecție, da? Nu încă avem nevoie de impuls, măcar, că de cât, da? Și pe urmă, și pe urmă, pe lungă durată, H4... Ok, trebuie să ajunge la nivelul 2, unde e da, e la 2, e la 2 ne-ați spus-o. Acela să fie a doilea... Să, aproximativ aici, eu trebuie să fie aproximativ aici, da? A, acolo. Ca să noi să înțelegem, acum aici sus. Uitați-vă, aici undeva, el singur corectează. Și aici el lucrat, nu, aici nu e chiar așa, de spate spus că el lucrat foarte bine. El, uitați-vă, primul impuls, el lucrat aici puțin, străbătut mai departe. Străbat și a ajuns la nivelul dat. Pe urmă, iar înapoi. Eu lucrat aici, cât de cât lucrat, dar aici trebuie de plăsat. Impuls, corecție. Și pe urmă, noi plăsăm și pe urmă, stăm liniștit, fără desina ceva, fără Fibonacci. Noi știm, dacă el atins aici, o ratat nouă combinația lumânării aici, o ratat foarte bine combinația lumânării. Gata, noi știm că până la următorul nivel el ajunge și el iei. El a luat aici și a rămas bun și mai departe jos. Канал Fibonacci și încă канал, și încă инструменти Fibonacci, noi am уж pregătim pentru trade, pregătim curs de intensiv, curs intensiv. Pregătim anume să fie și канал Fibonacci și канал, acolo este канал Arc, Fibonacci Arc, acolo este VR. Și noi după asta, noi să vorbim despre asta, noi plasăm niște la noi, la toate multe
Viber, WhatsApp și noi avem multe aceste tot, să plasăm și să spunem despre anume curs intensiv despre Fibonacci. Acolo foarte este interesant și despre veier, arcul Fibonacci. El tot îi plasează cam fel de așa e. Și periodic, eu îl curați, și periodic prețul ajunge aici și îl străbate și pe urmă ia ca aici. Merge așa, dacă este așa, că este trenul pescător și el lucrează în arcul Fibonacci. Minunat. Minunat. Ok. Întrebări, dar noi sunt? Să vorbim de stop-loss pozitiv. Ah, de stop-loss pozitiv. Stop-loss pozitiv. Ce înseamnă stop-loss pozitiv? Eu am explicat asta și unul odată. Traderul când tranzacție spune stop-loss take profit, are două variante. Prima, se închide în stop-loss în minus. A doua, se închide în profit, în take profit. Ce înseamnă stop-loss pozitiv? Când traderul deschide sales, spre exemplu, da? Prețul cade jos, take profit-ul lui aici jos. Take profit. Stop-loss-ul a pus aici sus. Noi cum vedem piața take profit și stop-loss? Cu linia aceea roșie. Da? Da. Linia roșie. Spre exemplu, l-a ajuns la jumate și traderul având aceste două soluții, el stop-loss pozitiv, face click, cum a spus doamna, click pe el și îl trasează manual, să ne împlăcă aici. Stop-loss. Cu plus. El pe piață vede cu minus. Când în tabelul și-a comunicat confirmare, acolo e minus 20 ceva de puncte. Adică minus plus, minus 20 de puncte. Ce se întâmplă aici? Linia roșie spune aici. Deja traderul are două ieșiri de situație. Ori în profit, ori în profit. Da? Ori într-un profit mai micuț, ori într-un profit mai mare. De ce lucrați cu stop-loss pozitiv și stați liniștiți pe piață, că oricum ați luat bani, ați luat și bani. Stop-loss pozitiv. Da, da, adică, pe dânsul nu poți programa din timp, ca și trading stop. Nu, nu, așa manual, cum s-a spus. El a făcut 20 de puncte aici, 25. A spus stop-loss-ul la 10 puncte. Dar știți că dacă piața duce înapoi în sus, nu ați luat minus, ați luat profit pe piață. Asta e principal, profit ați luat pe piață. Important e că dacă face pe o corecție... Da, evident, nu să-l puneți aici, când la faci copul, ați luat. Puneți al 10 puncte, 50% din mișcarea care este pe piață. Și dați-i faci pe piață. Te spune și dai profit mai mare. Ce-am zis mai jos, vreodată iar mișcați mai jos. Asta manual. Deci, când trebuie scopul, noi să ajungem ca să faci, dar eu să-l testez iar. Să văd dacă într-adevăr merge, eu nu știu. Dacă merge așa, el ar fi foarte bine ca nu îl trebuie cu stop-loss-ul de pe piață. Dar nu știu dacă eu crezi dacă închidem la microfonul și internet. Și foarte bine lucrat și pe nivelul. Exact, tu stop-loss-ul, cum ai să nivelul care e acolo? Asta, știți cum, trebuie să asiguri. V-ați asigurat cum minim profit, minim profit. Mai departe, deja, să aducem mai mult în profit, mai puțin în profit, nu contează. Dar să vedeți în profit. Cine a? Eu fac LSP, mai deschid Testați, că piața nu e strict, nu este domeniu care, ca la automobil, da, vedere, întâi îți duci încolo și a doua în jos, da, și strict, așa, nu poți să vedeți nimic. Pe piață, faceți, testați strategii noi, testați indicatori noi, testați, aveți timp, aveți, este, suntem noi, este piață, sunt indicatori care sunt testați, încercați așa, da, încercați așa. Și să vedeți că se ajuns la un ajutor comun. Vreți indicare instrument, dar vreți că e zilnic al lui. Corect, corect. De ce își spun traderilor? Lucrați cu un instrument și învățați toate plusurile și minusurile. Nu să vedeți pe o barcă pe altă. Când tu înveți un instrument, nu înveți la perfecție. Ok, hai să vă reținem. Eu vă urez o seară plăcută. Dacă sunt în nevoie, puteți apela.